Salutare tuturor și bine v-am găsit, regăsit la Evnews. Cer scuze din prima pentru modul în care mă prezint, nu mă simt deloc foarte bine în această zi, dar am promis că facem emisiunea live, n-am mai făcut-o de foarte multă vreme, n-am avut săptămâna asta emisiunea live. Trebuie să vorbim despre BSD-a 2022, așa că iată ne suntem aici, nu este niciun fel de problemă. Ne descurcăm noi, bucuroșul îmi duce toate de pace, de război, nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Bun, discutăm despre BSDA 2022, Black Sea Defense and Aerospace. Singura, vreau să zic, cea mai mare expoziție de tehnică militară, sau mă rog, soi de salon de tehnică militară din România, dar e cam singurul, pentru că la noi nu prea mai sunt lucruri de genul ăsta. Și trebuie semnalat faptul că avem un astfel de eveniment în România. Se organizează o dată la 2 ani. 2022 i-a venit rândul după 2 ani de pandemie să avem acest eveniment. Bun. O să trec în revistă noutățile. Nici nu știu dacă pot să le spun noutăți. O să trec în revistă lucrurile pe care le-am văzut acolo, echipamentele care ne-au atras atenția acolo, după care sperăm că o să intre și Horațiu acolo, aici alături de noi. Eu sunt așa mai incoerent pentru că mă atacă pisicii teroriști și sunt destul de îngrijorat să nu facă ceva care să ne pericliteze emisiunea. Revenind, trecem în revistă tot ce s-a întâmplat în cadrul acestui BSD, după care, sperând că o să intre Horațiu, discutăm mai multe, sper că o să-l las pe el să vorbească mai multe. Pe mine mă termină alergia în această perioadă, de aceea și modul ăsta în care mă prezint în fața voastră acum. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat la BSDA 2022. Care au fost elementele interesante. Și o să încep cu alea străine, după care trecem la alea românești. Statele Unite au avut o prezență destul de importantă, ca de obicei de altfel la BSDA, cu niște steluțe acolo, niște asterixuri destul de importante și el. Elementul central al prezenței americane, dacă pot să-i spun așa, a fost un tank M1A2 Abrams SEPV-3, care este una dintre cele mai moderne versiuni ale Abrams-ului. A fost în expoziție exterioară, alături de echipajul aferent, mă rog, parte din echipajul aferent. Doritorii au putut să se plimbe pe lângă el, să se urce pe el, să întrebe pe militarii americani ce se întâmplă, ce se face cu tankul și așa mai departe. Foarte multe elemente de curiozitate puteau fi satisfăcute în cadrul BSDA, elemente legate de acest tank. Am mai avut un blindat 4x4 JLTV, un elicopter multirol Black Hawk, evident că am avut un Black Hawk și o să vedeți imediat de ce spun evident, și un avion de transport C-130 Hercules. Înainte de debutul BSDA 2022 pe aeroportul Băneasa, au aterizat și două cisterne zburătoare americane, dar după cum aveam să aflăm, ele nu au făcut parte din planul acesta al expoziției. Da, imediat pun și linkul de StreamYard, pentru ca Horațiu și evident și altcineva, dacă mai vrea să intre în direct alături de noi, să o poată face. Am căștile aici, nu este nicio problemă, putem să ne auzim. Deci cine vrea să intre în direct, StreamYard, boxă, microfon, căști, microfon, telefon, putem să ne auzim, puteți să intrați fără cameră, intrați și vorbiți cu mine și cu Horațiu, care o să intre în direct în curând. Am mai avut un alt element foarte important, drona Watchkeeper X, care a fost adusă în tablă și în nituri, dacă pot să-i spun așa, în piele și oase, în cadrul expoziției, și s-a vorbit mult despre ce poate să ofere această dronă României din punct de vedere a capabilităților. Elbit a avut o prezență constantă și a făcut un push pe prezentarea capabilităților dronelor. Am discutat cu reprezentanții Elbit foarte deschiși de altfel despre aceste lucruri și vom avea
Promisiunea mea este că vom avea niște episoade dedicate pentru fiecare element important. Vom vorbi despre Abrams, vom vorbi despre F-ul 35 în culori românești, dar au adus cei de la Lockheed Martin o machetă la scara, nu știu, 1 pe 10 sau ceva de genul, destul de mare, dar nu foarte mare, cu un F-35 pe care au pus cocardele românești. Și nu ar fi de, nu este de râs foarte mult, pentru că în anii trecuți, în anii înainte de 2016, pe la BSDA Lockheed Martin venea cu machete la cam aceea scară cu F-16 care avea cocardă românești. Și ulterior, iată, am ajuns să avem F-16 în carne și oase, în dural și nituri, cu cocardă românești burând de pe Borcea. Deci poate este un semn acolo. Vă vom spune ce am discutat cu reprezentanții Lockheed Martin despre F-35, programul, așa zisul program momentan din punctul meu de vedere, F-35 pentru România, și cum se simte simulatorul de zbor, pentru că Lockheed Martin a adus și un simulator de F-35 pe care puțini aleși au avut oportunitatea să îl testeze la nivel basic. Puteai să vezi ce presupune, nu știu, să încerci așa un pic să vezi pentru a vedea ce presupune zborul cu o platformă de genul F-35 Lightning II. Ce elemente am mai avut de noutate? Cele mai importante au fost, mă rog, cele mai importante, cea mai intensă luptă de departe, și așa se vedea rivalitatea între companiile prezente, a fost cea a vehiculelor blindate 4x4. De ce? Pentru că multe companii, începând cu americanii care au adus acel JLTV de la Oshkosh, au avut această prezență cu vehicule 4x4 și, dacă mi-aduc aminte corect, cred că i-am avut pe cei de la Arcus cu Sherpa Light, am avut autocarul turcesc. Mi s-a părut foarte interesant. Eu, care nu sunt foarte bine înregimentat în ideea asta de achiziții pentru forțele terestre și pentru forțele pentru operațiuni speciale, mi s-a părut foarte interesant că turcii au venit cu o propunere foarte interesantă care se numește Nurol Machina NMS-4x4. A avut și o prezență destul de centrală, destul de foarte bine pusă în scenă în cadrul unui pavilion. Deci, da, foarte interesant din acest punct de vedere cum s-au prezentat turcii, sperând poate că au o șansă. A fost prezent, ca să trecem și la ce au făcut românii, a fost prezent Saur 2. Nu știu, glumeam cu niște cunoscuți de acolo că pare că Saurul este adus uneori la acest tip de evenimente, cum ca în bancul ăla cu calul care nu are dinți, nu trage, este slab, vai de capul lui, de ce l-ai adus, ca să-l vinzi, nu ca să-l fac de râs? Cam așa a venit și Saurul, pentru că era Saur pe de-o parte și aproape vis-a-vis erau piraniile pe care le are armata română, deja Pirania 3 și Pirania 5. Și diferența de concept, de execuție, de orice vrem noi între Saur și Pirania este vizibilă pentru orice, pentru un amator ca mine, pentru un amator ca voi, poate dacă nu sunteți la fel de bine documentați și cum sunt și eu de altfel în ceea ce privește transportoarele astea. Bă, diferența este mare. Nu am înțeles de ce au adus Saurul. Am încercat să vorbim cu reprezentanții celor de la uzina automecanică, cum se numește acolo, dar nu, la momentul respectiv nu prea doreau să vorbească cu noi. După am văzut că au început să deschidă ușile, să facă prezentări cu Saurul. Eram ok, bine. Ce am mai avut? Tehnică românească. Am avut un sistem Gepard, un TR-85M1, un MLI Jderul în expoziția statică de afară. Am avut Pirania 3, Pirania 5, HIMARS, un camion HIMARS, foarte interesant și el.
Elicopter Puma naval, elicopter Puma LRM, alea modernizate cu sistemul Bright Knight. Și foarte interesant, pentru că pe platforma de la Romaero a venit fix elicopterul Puma care a fost dat ușor peste cap, ușor, mai mult, care a fost dat peste cap în Mali. Elicopterul a ajuns la IAR, a fost refăcut avaria, a fost corectată avaria, mă rog, în care, din ce am înțeles de la echipaj, nu a fost atât de mare și iată-l că a revenit la zbor. Mai a avut un IAR 99 Shoim, care a și evoluat, Spartan, avion C-27J Spartan, un sistem Hawk și cam atât. Mă rog, au mai fost multe altele, evident, pe lângă, dar astea au fost în mare elementele pe care am reușit să le vedem. Pentru că Horatiu nu a intrat încă în direct, o să trec să vă salut pe toți, pe cei care sunteți alături de noi. Dacă sunt întrebări, o să le abordez. După care o să vă spun ce am vorbit așa fugitiv cu Avioane Craiova, cu Aerostar Bacău, prietenii mei personal și Aviația Magazin, între ghilimele prietenii, se înțelege. Am vorbit despre programul de modernizare al Shoim-ului, am vorbit despre IAR 99 Turbo Diesel, TDA se înțelege, Turbo Diesel cu i-roșu, cu cei de la Incas, am vorbit cu destul de multe companii, cu cei de la Lockheed, am vorbit despre F-16, despre F-35 și atenție despre elicopterele Black Hawk. Deci lucrurile sunt destul de interesante. Îmi pun și eu căștile, pentru că pare că Horatiu o să intre cât de curând acum cu noi. Sper că ne-au auzit bine. Bun, salutare, hei! Bună seara! Mă faci în mașină! De ce te-au dat afară din casă? Da, poveste lungă. Am înțeles. Da. Bun. Hai că eram la momentul în care salutam pe toată lumea ca să fie bine, să nu fie rău. Așa. Da. Uite, salut și eu pe toată lumea. Bună seara. Bună seara tuturor. Xulescu, Vlad Ștefan, Cătălin Oprea, Marian Iacobescu, Vasi, Venus, Berti, Alex, Cristian, Regalian, George, Marian. Salut, Marian. Uite, este Marian cu noi. Marian, tu nu vrei să intri, mă, cu noi? Pentru că cu siguranță ai putea să ne povestești niște chestii de pe acolo, de pe la BSDA, mai mult decât am putea să povestim noi. Lucian, Florentin, Eduard, Nicolae Munteanu, Alin Alexandru. Deci salutare tuturor celor care sunt alături de noi și cei care vor mai intra, sper eu, pe parcursul acestei emisiuni, care nu cred că o să fie atât de lungă, nu știu de ce. Eu am nasul atât de înfundat încât nu știu cât de mult o să pot să vorbesc. Iată, Alex ne zice deja cel mai interesant lucru de la BSTA, faptul că Beretta ARX era prezentată și... Ok, da, bine. Dacă ți-a părut interesant. Așa, Horatiu, eu am trecut, nu știu dacă ai reușit să asculti. Da, am ascultat-o, dar am avut ceva probleme cu tehnica așa, audio. Prin foarte larg ce am văzut eu pe la BSTA. Alin, am încercat foarte scurt simulatorul pentru că am preferat să discut cu reprezentanții Lockheed Martin mai mult decât să mă dau un simulator, dar n-am putut să ratez ocazia. După o discuție destul de lungă, m-am întors la ei acolo la stand și le-am zis: lăsați-mă, vă rog frumos, lăsați-mă și pe mine un pic, doar un pic, așa să văd cum se simte. M-au lăsat un pic și totul a fost bine din punctul ăsta de vedere. Da, asta ziceam, Marian, cu acele două companii din Turcia. Mie mi se pare foarte interesant că turcii sunt atât de interesați de treaba asta, de nici nu știu dacă e vreo licitație propriu-zisă pentru 4x4 românești. Este mai mult așa, un concurs din ăsta care se poartă în culise, din punctul meu de vedere. În fine, Horatiu, ai cuvântul. Da, hai să facem o agendă, să începem de undeva, că au fost multe. De Rolls Royce, da, corect. Exact. Webcam-ul de Rolls Royce, da. E așa, am avut și ăsta, Escodul, exact, care pare că a făcut senzație. Am tot văzut materiale despre
viitoarea, posibila viitoare mașină de luptă a infanteriei a României, despre cum are turelă, despre cum nebunii, cum poate fi făcut și tank și așa mai departe. Și aici, pe foarte scurt, da, poate. Răspunsul este da. Dar doar atât. Pot să zic, nu pentru că este vreun secret, ci pentru că oamenii de la General Dynamics nu au vorbit. Aveau un afiș mare, mare, nu știu dacă pot să pun, nu știu dacă am cum să pun o poză, cu Abrams for Romania. Bă, dar mare, pe standul lor era acolo Abrams for Romania. Dar în momentul în care întrebăm și ce înseamnă Abrams for Romania, păi nimic, nu înseamnă nimic, nu înseamnă nimic, nici nu vă mai uitați, nu înseamnă nimic. Tăceți, că n-a văzut nimeni. Da, cam asta a fost. Uite, Marian ne zice că n-a fost la BSD-a. Nu contează, dar poți, eu sunt sigur că tu știi ce a fost la BSD-a. Deci poți să intri cu noi dacă vrei. Așa, Horațiu, te-am întrerupt, acum ai cuvântul. Nu, în primul rând hai să lămurim o treabă. BSD-a este o expoziție principal pentru firme de armament, ca să intre în contact și unii cu ceilalți, să-și prezinte marfa, să intre în contact cu oficialități ale statului și să facă PR bun, să intre în, să dea la publicul țării care de cele mai multe ori are, cum zic, e implicat în procesul de achiziție. Mai mult indirect prin reprezentanții săi, dar uite, în Elveția s-a făcut referendum, cumpărăm sau nu următor avion. Și s-a refăcut Elveția referendumul. Ei au, îi fac referendum și dacă vor să, nu știu, să mărească prețul la bilete la RATB-ul din Geneva. Este țara referendumului acolo, ceea ce nu e rău, nu zic că e rău, dar că ei au super mare experiență în chestia asta. Da, și au refăcut referendumul când a dat vot negativ și a doua oară a dat vot pozitiv, a fost și situația în lume un pic mai aspră, în fine. Deci, votăm până iese, până ne punem de acord. Într-un fel. În România e un pic mai mult bâlci, un pic mai mult circ, a intrat toată lumea în ziua de business, în fine, să zicem. A venit și lumea zilele un pic de business. A fost două zile de business în care s-a intrat cum s-a vrut. Nu că, măi, cum zic, hai să nu ne considerăm acum elitiști și nu știu ce și nu știu cum. Na, n-am nimic împotrivă să vină copii să se urce în tank, n-am absolut nimic împotrivă, nu sunt snob din ăla cu nasul pe sus. Dar când declar că este o zi de business, cu ținută business, pe un coleg l-au refuzat de la poartă vineri, miercuri. Na, în fine, deci, na, să facem una bună și a doua bună, nu amestecate. În fine, să zic, dacă tot zicem de americani, cu cele două KC-135 care au venit pe aeroportul Băneasa, ceea ce n-au mai făcut până acum. Înainte au mai venit pe Otopeni, au îndeplinit ceva misiuni de realimentare în aer, dar pe timpul serii, pe timpul nopții, nu în timpul expoziției pe zi. Exact. Au făcut un zbor non-stop din ăla de 8 sau 11 ore traversând Atlanticul. Domnul Bobon de la Boarding Pass a avut o analiză a planului de zbor și s-au tirat înapoi imediat după ce s-a terminat BSD-ul. Nu vreau să zic nimic. Poate o fi avut o misiune specială care s-a desfășurat atunci, o fi avut ceva, adică cum fac americanii planificarea, dar sunt multe coincidențe frumoase, hai să zicem așa. Da, m-am bucurat să văd la sol două aparate de tipul ăsta, construite prin anii 60 și puțin 58 și mult, așa. Fiare vechi, ca să-i citez eu pe specialiștii români. Da, se scrie zburătoare și piese de muzeu. Exact. Și hai, mai scoateți ce puteți. Da. Da. De fapt, stai că na, vorbim în absenția, dar de pe numere de... Așa, deci... Îl avem pe ăla. Da, da, un avion chiar construit în... sau, pentru care, pentru a cărui construcție, fondurile s-au alocat în 1958.
Deci, ca lumea. Bun. Și să continuăm cu americanii, dacă tot am început bine. Ce au avut ei, eu o să share-uiesc poze. Presupunem că tot ce a fost arătat în cadrul evenimentului a fost pentru a fost public, da? Deci nu poate da, lumea. Da. Nu, cu siguranță a fost, cu siguranță este public orice a fost acolo. Inclusiv simulatorul de F-35 a fost public pentru cei care au putut să intre în cămăruța acolo sau cine a vrut să facă poză pe gemuleț. Era public, nu a fost niciun secret. Da. Deci, pe principiu, dacă tot vii la o expoziție publică și arăți lucrurile, da. Ce au arătat americanii, Abrams model M1A2 SEPV2. Da. Și chiar am vorbit cu militare și ei ziceau, da, ce se produce acum e SEPV3. Am văzut o... La un moment dat a fost un curent în loc de supa asta de litere să zică M1A2C, dar iar au renunțat la chestia aia. No, în fine. Și cam așa arăta băiatul, deci cam cel mai nou standard. N-am primit niciun ăsta de share poze, nu știu ce ai făcut, dar nu avem share la poze. Serios? Da. Stai. Da, păi atunci fac așa. Ok. Ca să știe și oamenii despre ce da, e vorba. Da. Eu am crezut că am dat. Ia, se vede acum? Nope. Trebuie să dai share cumva ca să mi apară mie sau îți aprob share-ul. Ok. Și mie nu mi apare nimic. Serios? Adică trebuie să dai share la slides sau share screen. Da. Deci da. Până ne hotărâm. Da. Ce au avut foarte foarte fain. Uite acum poate. Bun. Nu e adevărat. Da, dă entire screen și gata. Gata, hai. Acum da, pare că da. Așa. Bun. Deci conform posterului. Da. Conform posterului, da. Ce nu are tankul ăsta? Nu are auxiliary power unit, nu are APU în spatele turelei. Ce îți permite asta? Parchez tankul undeva așteptând inamicul la pândă și îți rulez sistemele electrice cu un motor mic de 4 cilindri acolo, care funcționează tot cu kerosenul sau dieselul cu care funcționează și turbina mare de pe motorul turbină de pe Abrams. Deci acesta expus, tankul expus nu are, dar ce este produs acum este construit cu acel APU și te ajută să reduci consumul și să nu ai semnătura termică foarte mare a motorului. Deci asta ar fi un deziderat dacă se cumpără tankuri, să ai un APU din asta, un auxiliary power unit, un motor mai mic. Bun. Un element cu adevărat de noutate și prima dată în viața mea când văd așa ceva live, este M88A2, vehicul blindat de recuperare și de geniști, i-am putea spune, care este integral unităților de tankuri. Avem și noi vehicule similare, zice DTM-85 ar fi un vehicul de aceeași categorie. Are macara cu care poți ridica, poți scoate motorul, transmisia, poți ridica turela de pe un Abrams. Are două trolii în față. Și acum o să se supere trolii ruși. Us niște trolii, mai trolii decât troli. Bun. Ăsta de aici de jos este troliu principal. Care iese din
corpul principal și scoate un cablu de oțel atât de greu încât poate trage ultima versiune de Abrams de 70 plus tone plus încă câte tone de noroi, gheață și pietre mai are pe el dacă s-a îmbunmulit tancul. Știi că tu nu tragi un tank care a parcat numai, tragi un împotmolit care nu mai poate ieși el singur. Da. Și aici sus este troliu cu care scoți troliu mare. Păi da, așa, orice chestie mare are o chestie mai mică care o ajută. Evident, e troliu din ăla de șmecher care are troliul lui care îl ajută să iasă, de ce nu? Da, e absolut de înțeles, pentru că este atât de greu încât nu poți să îi pui pe aia să îl pună pe umăr, aduni 10 militari și hai băi, trageți de ăsta acum ca să legăm tancul. Păi, M88A1 avea un troliu mult mai ușor pe care ridicau 4 oameni, și anume 4, atâta are un echipaj de Abrams, deci puteai să zici că te folosești de aia. Echipajul de M88A2 este 3 oameni. Deci, și pentru troliu îți trebuia 10 oameni. Deci nu poți garanta că unul din ăsta cu un tank au destui oameni pentru el și atunci scam trebuia. Da. Motor diesel de 1000 de cai putere, deci nu are turbina. Practic, ăsta nu e Abrams, folosește componente de M48 Patton și M60 Patton. Deci tehnologie din anii 60, dar modernizat la nivelul zilelor noastre de astăzi. Cred că am și o poză din spate, așa, cu măgăoaia. E impresionant. Mie mi-a plăcut super mult, eu sunt ca alea, ca Instagram merițele. Mie mi-a plăcut mult cum și-au pus steagul acolo, că i-au ridicat măcărăuța și era, bă, uite, prezentare super drăguță. Da. Deci un lucru important de ținut minte, dacă îți trage o unitate de tancuri, îți trebuie și logistica din spate. Trebuie după să ai... Bine am văzut în Ucraina. Foarte bine am văzut în Ucraina. Da, ai vehicule din acestea de tractare și de dezîmpodmolire, dacă pot să-i spun așa. Trebuie să ai vehicule cu pod care să susțină greutatea acestora. Că noi avem vehicule de pod tip BLG-60 pe șasiul T-55 care susțin greutate de T-55, cel mult T-72. Dar aici lucrez cu Abrams-uri, care sunt 70 de tone, nu 40. Trebuie vehicule pentru deminare, ca acela pe care l-am văzut la Smârdan. Și tot așa pe un șasiu de Abrams, acel Miklik. Îți mai trebuie vehicule pentru transport de muniție, care tot așa au un pic de blindaj ca să poată să meargă până la tancuri, că tancurile de obicei nu sunt în zone sigure, sunt pe linia frontului, da? sau mai bine spus, tancurile constituie linia frontului. Da? Da. Și că where is the front line? I am the front line. Și tot restul de vehicule de comandă, vehicule de susținere, camioane care sunt compatibile, care consumă același combustibil, da? Nu vrei să ai camioane pe benzină și tancurile pe diesel. Da. De exemplu. Deci toate considerațiile acestea care intră în compunerea lor. După cum ai zis bine, GLTV e chiar din unitatea celor care au fost la Smârdan. Am vorbit cu băieții și ne ziceau, mă, să le spune și telespectatorilor, singura dintre toate dățile când am văzut Miklik în acțiune, acel mine clearance line charge, deci funia cu explozibil trasă de un motor rachetă care să facă o cărare prin câmpul de mine, singura dată când n-a funcționat din prima a fost atunci când s-a uitat toată presa la noi. Știi? E legea lui Murphy. Fix atunci când ai nevoie. Știi, să vadă toată presa. Și le-am spus domnilor, uite, eu chiar am înțeles și asta, am transmis telespectatorilor, că nu contează cât de bine îți iese planul A în război, tu trebuie să fii pregătit cu planul B, cu planul C, planul până la Z. Și
tocmai asta e lecția în război. Nu te bosumfli și zici, dar nu-i corect, ci rezolvi situația. Și de asta e bine în exerciții să ai probleme, ca să ai probleme în exerciții, nu în război. Da, exact. Da. Și am râs de faima asta, că ei au transmis că negativ, că nu știu ce, că n-a funcționat, că așa, la care ofițerul lor superior, care a venit și a discutat cu presa, a decis să țină, să simplifice exprimarea și a spus jurnaliștilor, no boom. No boom, da. Exact, no boom. Așa. Na. Vehiculul, am înțeles că înlocuiește unul la unul Humvee-urile din armata americană și băieții au fost chiar uimiți cât de repede le înlocuiesc și nu numai în unități expediționare, cum ar fi cele din Europa. Că ai zice, băi, ăștia trimit echipamentul bun aici în Europa și țin ruginiturile la ei acasă, că acolo nu-i atacă rusul. Nu chiar. Și în Texas le-au înlocuit întregi unități, deci fac vehiculele astea pe bandă rulantă. Dar ei nu prea au, să știi, de regulă obiceiul ăsta să facă, hai să trimitem alea bune pe teatrele externe și la noi rămânem cu ce mai avem pe acolo prin deșert, mai dăm o chestie de vopsea pe ele și zicem că-s bune. Ei, în principiu, când iau decizia de a înlocui o generație, că practic asta e un soi de schimbare de generații în momentul ăsta, că da, treci de la Humvee la JLTV. Este o nouă evoluție în ceea ce privește vehiculele blindate 4x4 și le schimbă peste tot. Da, Joint Light Tactical Vehicle, care este tot de la Oshkosh. Deci ar fi o similaritate între furnizorul de JLTV și, de exemplu, furnizorul de camioane pe care le avem pentru HIMARS. Oshkosh se pare că în ultima vreme a câștigat multe contracte. Și camioanele pentru Patriot sunt tot niște Oshkoshuri. Da, exact. Așa. Și cum bine ai spus, au avut și un Black Hawk, un UH-60M, deci Mike model. Cel mai ușor se recunoaște modelul Mike. Bine, avem și numărul de serie. E venit de la Mihail Cocănicianu, nu este nicio informație secretă, e în planul de zbor de la Romața. Da. Așa, Air Cavalry. Nu cunosc bine unitatea și nu vreau să supăr vreo unitate zicând că e alta. Cel mai ușor se recunoaște prin gazele de eșapament care sunt deviate în sus pentru a interacționa în rotor și pentru a fi răcite mult mai repede și pentru a fi mai puțin vizibile de la sol, de unde vin majoritatea amenințărilor pentru elicopter. Da. Și aparent este un elicopter bun care încă e în producție pentru americani. M-urile sunt încă... De fapt, nu. M-urile sunt de producție nouă, dar se mai convertesc cu aș 60 auri în standarde compatibile cu EMU, echivalent cu EMU, că ăsta e cuvântul pe care îl căutam. Deci încă sunt bine în producție. No, hai să trecem la Watchkeeper. Minunea lumii. Da. Ce am văzut semăna cu drona pe care o mai arătat-o Elbitul Hermes 450 și cu Watchkeeper-ul când l-am văzut în UK. Da. Tot așa un mock-up, se vede că nu e un flight article, cum se spune. Și văzut un pic din spate ce mi-a plăcut totuși. Adică, înțeleg că nu trebuie să fie ceva sofisticat, dar totuși ți-au stobă de eșapament. O fi fost din aia să se audă bine, au scos filtrele din ea și când dai drumul e ca aia pe Magheru. E cipuit. Cu Loganul, exact. Are de la cip arăbesc, exact. Soft arăbesc, nu cip. Da. Interesant, mock-up-ul, kit că e mock-up și atunci poți să faci ce vrei cu ea, nu are piloni. Deci vedem o turelă în față și o turelă în spate de senzori optoelectronici, cum le place românilor să zică. Profilul aripii pentru aerodinamicieni, dar tren de aterizare fix, adică e
E simplă, nu văd niciun cusur, adică nu trebuie să fie Dark Star, Global Hawk. Nu. Dar nu văd pilon de armament. No. Cred că nu le-a păsat pentru prezentarea asta să... Că dacă ar fi venit cu piloni, ar fi trebuit să agațe ceva pe ei ca să, că altfel îi puneai degeaba. Mă, măcar să arăți că ai piloni și eu unde ai. Când am discutat cu cei de la Elbit despre dronă, discuția despre armament a fost foarte interesantă, în sensul că au zis nu putem să vorbim nimic despre armament, nici ce ia teoretic și nici ce și-ar dori România să ia pe ele. Discuția despre armament nu există. A fost ca în Star Wars așa. Nu s-a întâmplat nimic. Nimic. Nu avem armament. Deci probabil că de-aia n-au vrut să hrănească această idee de ce înseamnă armamentul. Nu știu de ce. Asta, așa cum am zis, n-a avansat discuția. Nu știu de ce nu vor să vorbească dacă e ceva super classified, dacă e ceva care încă se discută la nivel comercial, că ei n-au câștigat licitația, mă rog, concursul de oferte, whatever it is. Încă nu e nimic semnat cu România. Nu știu de ce nu au vrut să discute, dar n-au vrut să discute. Da, da, nici aici nu avem. Bun. The fully certified with NATO standard 4671. Bun, asta căutam. Da, exact, e fix ce. E a fost scris cu fumic. Aoleu, aoleu. Dar să remarcăm stickerele de pe ea. Eu, alea mi-au sărit în ochi. Este toată lumea bună și a pus apțipil după el. Iată acolo Tails. Sau cum e bine să... Așa. E francez, deci na, cred că Tales. Tales? Da? Serios? Da. Romero. Păi nu sunt francez. Așa, Romero. Talesul pot să zic din start că e cu opt electronică. Asta ei cam fac asta și cu sistemele astea de trebuie multă electronică, multă procesare de semnale, da. Tales. Ei au venit și au făcut sistemul optoelectric, ca să te parafrazez. Electronic, te rog frumos. Așa. Super targetat pe necesitățile armatei UK din momentul cumpărării 450-ului. Că armata UK a zis ok, drone, dar nu drone, ci vrem drone pentru noi, nu pentru toată lumea. Și ei au venit, au făcut acel joint venture care este deținut în coproprietate de Elbit și de... Da, nu știu, o să caut la un moment dat cum se pronunță Thales ăsta. Hai să zicem românește Thales. Da, cel mai bine. Și acolo au făcut pe echiparea, că practic când am vorbit cu cei de la Elbit, i-am întrebat: mă băieți, voi cum vedeți Watchkeeper-ul? Este o dronă nouă sau este un 450 evoluat? Și răspunsul după multe plimbări pe la Ploiești și pe la Cluj a fost: bă, este practic o evoluție a lui 450, că asta se întâmplă cu sistemele aeriene, evoluează. Nu este ceva nou, evident, seamănă, este 450 1 la 1 pe afară. Da, da, da. Echipat altfel, echipat pe nevoile specifice ale UK-ului, care, absolut întâmplător sau nu, pot fi exportate și la nivel de NATO, pentru că Elbit produce drone la modul Hermes 450 pentru publicul general. Oricine vrea, cu anumite excepții, poate să-și ia 450. Pe când UK a venit și a zis: ok, noi ne interesează ăsta cu caracteristicile de zbor și cum e el, dar vrem să fie compatibil NATO, să aibă pe la AFF Mod 5, să aibă o suită de senzori compatibili cu ce avem noi și așa mai departe. Și practic Watchkeeper a devenit sau urmează să devină, încă nu mi-e foarte clar chestia asta, standardul NATO pentru Hermes 450. Cam așa este văzut la în interiorul Elbit. Da. Este Hermes 450 echipată pentru NATO. Foarte bine. Și da, bine, sunt sigur că sunt foarte multe diferențe care sunt și classified, alea nu le putem ști, dar na, cred că îți oferă și modularitate foarte multă și atunci spui să fie compatibil, adică deja cred că ai sisteme electronice, sisteme de soft cu care gestionezi ținte, coordonate, pachete, grupuri și alea le ai în felul tău, le faci, știi, faci cu NTFS sau FAT32.
tot soi de lucru. Și da, atunci da, da. Chiar are rost o configurare din aia. De exemplu, dacă iei un F16, poate nu așa de mult. Iei ce s-a făcut deja. Dar aici, încă, și cred că încă a fost destul de ieftin ca să te poți juca cu ele, să nu fie prohibitiv de scump. Hai să, că văd că sunt multe întrebări și să nu lăsăm lumea... Bine, haide că o iau așa de la... mai în spate, mai în spate. Știu că ne-a dat Marian niște insights despre tancuri, deci poți să treci la pozele cu Abrams. Așa, da. Așa. Asta trebuie să rămână pentru posteritate. Da, este din Rolls-Royce. De aia camera lui se vede mai bine decât camera mea. Este camera aia scumpă. Mulțumim tuturor pentru donații. Iată, banii dumneavoastră sunt bine investiți. Mulțumim tuturor. Așa. Rolls-Royce cu motor TC, băi. Da. Da, cu E din ăla roșu sau verde. Nu știu ce culoare are, dar e de ăla bun. Nu ăla de fraier. Așa, escătul ăla al naibii de interesant, da. O să ajungem. Da, ajungem la el. Uite, te salută Xulescu. Este așa, te-a salutat Xulescu. Salut și eu, da. Mulțumesc, salut și deci eu. Nu e licitație 4x4. Da, știu că de turci s-a auzit, doar că mă gândeam, eu, comentariul meu legat de turci era la modul, am auzit discuțiile că ar fi interesați. Dar oamenii sunt interesați pe bune, adică din moment ce au venit în România cu două produse și le-au expus aici, pare că simt că este potențial. Nu știu, mi se pare că simt că nu este o licitație între ghilimele, că iarăși, nu știu care este alt termen în afară de licitație, că la noi nu-s licitație, concurs de oferte, nu știu cum, care nu are încă un câștigător anunțat. Deci, hai să mai zicem o chestie. Turcii vin la BSDA cu autocaruri și cu din astea din 2010. Adică nu e ceva foarte nou. Ei și când au venit la acel exercițiu de la Cincu, au venit cu și și-au făcut o reclamă cu toate vehiculele lor și cu camioane de combustibil. Turcii sunt foarte activi pe piața de export, fac unele lucruri bine și aparent și ieftin și competitiv, vând elicoptere, vând drone, știi, Elephant in the Room, din astea, vehicule de tot soiul, adică, într-un fel, bravo lor, se descurcă, au o industrie autohtonă, nu e chiar prima dată când vin. Uite, și Marian ne zice că avem contractul să fie de contract. Mă rog, ce o să fie el de peste 1000 de 4x4 în primă fază. Wow. Și apoi vor urma. Uite, poate cu ocazia asta, după ce se va semna contractul ăsta, nu o să mai vedem Aro la 5. Deși o să fie o imagine tristă. Dai seama cum ar fi peste 5 ani de zile, hai ca să nu fiu foarte optimist. 5. Să vezi la 5 în aplicație Abrams, să vezi JLTV, să mai vezi camioanele Iveco. Păi nu o să plângem noi după Dacuri, după Aro, după T-55, nu o să zicem, băi, ce frumos era în 2022, când aveam acolo clasice. Astea Abrams are, vezi peste tot, pe toate gardurile vezi un Abrams la toate exercițiile. Dar un Aro, unde mai vezi tu Aro? Din ăla de pornește cu feștila iarna. Talea bărbătești. Exact cum ziceam, ca Dacia, no airbags, we die like real men. Așa da. Sunt și ăștia. No starting button, we start like real men, like our ancestors, cu focul. Două pietre, facem scânteie și apoi dăm focul. Ia. Măi, de asta avem poze, știi, să păstrăm istoria. Uite, mie îmi plac, eu sunt nostalgic. Ce frumos o să fie când o să facem comparațiile astea, o să punem așa una lângă alta. 2022 versus 2027, ca să iarăși să nu știu foarte optimist. Dar repetăm, cum să spun, scopul unei democrații este să fie transparență, este să fie poporul implicat în procesul democratic și ar fi frumos să știm cum se cheltuie banii publici, să avem detalii despre neclasificate și la jeep-uri 4x4, sincer, ce poți să clasifici? Adică, bine, ce radio-uri cumperi pe ele, dar în rest, doamne iartă-mă. Și atunci,
Da, să avem și noi o licitație, să avem un concurs public, să avem niște da. Să măcar să știm performanțele, ofertele și prețurile, alea da, alea sunt secrete, alea se alege, bun, punctaj, dar măcar să știm fiecare cu ce vine, să le putem compara și noi în presa de specialitate. Da, da. Așa cum zice Lucian, apăsați pe butonul ăla de like la video ca să urcăm și noi în algoritmul YouTube, să ne vadă cât mai multă lume, să vină, să-mi iau și eu un Rolls Royce, nu doar Horatiu, ca să avem amândoi camere bune și așa mai departe, să ne invită lumea la Antena 3 să comentăm imagini din jocuri video. Bun. Bine, doar dacă vă place. Dacă nu vă place. Da, da, dacă nu vă place, nu dați like, exact. Dați unlike, da. Înjurați-ne, intrați și înjurați-ne. Da. Dar rugăm să ne explicați și de ce, că noi vrem să îmbunătățim și să ne să creștem și să înțelegem ce nu facem bine. Cătălin, am o veste pentru tine. Acele 53 de tancuri modernizate, modernizate comparativ cu T-55, dar comparativ cu standardul modern de main battle tank, stă așa, sunt să fie. Deci nu există opțiunea de a moderniza tancurile noastre, există opțiunea de a cumpăra în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat niște main battle tank, cor fi Abrams pentru România sau cor fi Leopard sau cor fi mai știu eu ce mai fac ăia coreenii, parcă ăia aveau tancul ăla de la, iar vorbește toată lumea pe el că rupe Wikipedia în două. Ce o fi, ce se va cumpăra, ar trebui să se cumpere. Nu se mai pune problema de modernizat ce avem noi prin bătătură. Bine, este de apreciat sentimentul și noi îl împărtășim. Adică, cum să spun, noi mergem la expozițiile astea ca să vedem, să ne informăm, să ne informăm inclusiv pentru voi, dar nici pentru noi nu este sportul nostru preferat, numai din astea cu oameni în costume și cu așa, când realitatea este cruntă. Ce se poate face este, și ce văd că se face, este să fie oamenii mai antrenați cu echipamentul pe care îl avem și pe care ni-l permitem conform. Să parafrazez un distins ministru al apărării și să ne facem tactici și metode pentru a ne descurca cu handicapurile pe care le avem și cu tehnica pe care o avem. Și în paralel să avem planuri de înzestrare ca să nu mai avem, să minimalizăm handicapul ăsta din înzestrare. Da, da. Uite, X-Mind sau X-Mind ne zice că Abrams SEPV 2 sunt absolut stupide. Eu trebuie să zic chestia asta. Băi, cine dă nume la tancuri este masochist. Adică vii cu Abrams SEPV 2, 3, 4, 5, vii cu Leopard A2, V7, 3, plus 5, minus infinit, perioadă 22. Bă, vorba ta, hai să le zicem Leopard A, B, C, D, E, până la Z, dacă e, după aia punem dublu A, A, A+, găsim alte chestii. Dar hai să le dăm o ordine, că asta cu SEP versiunea 2, versiunea 3, nu, hai să mai fim masochiști. Na. O corecție. An lumină este o unitate de măsură pentru distanță, la fel și parsec. La cum am măsurat eu distanța, tereul era parcat la vreo 40 de metri de Abrams. Deci nu erau chiar an lumină. Dar dacă ar fi fost o gaură neagră între ele, puteau să fie an lumină. Și gaura neagră se numește sistemul de planificare și achiziție al armatei române. Bum! Ai scos-o! Bum, gata. Mulțumesc, Sex Mind, mi-ai servit-o și eu am venit acolo și am lovit-o așa cum trebuie, vă leg gol. Îmi scot tricul acum. Asta. Da. Uite, ne zice Marian despre meleiuri. Cantitatea necesară pentru stocul operativ și strategic, mamă ce-mi plac chestiile astea, este de 223 de melei sau derivate. Asta presupun, Mariane, că na, noi suntem foarte în urmă cu comentariile, dar o să preferim la tine când o să ne scrii. Presupun că este cantitatea necesară pentru stoc operativ și strategic, este melei jderul plus melei-ul nou care o să fie. Că mie asta îmi spune, că o să ai și alea strategice care sunt în rezervă, niște gâlme pe care le ții în depozit.
nu înseamnă că o să cumperi 223, minim 223 noi. Eu așa înțeleg de aici, din planul de înzestrare. Peste un pic, da, Piranha 5 în versiunea de cu tunul o punem ca melee aici sau nu știu cum o pune, cum o pune armata română, cum o pune MAPN. Că teoretic al nostru e un melee pe roți. Nu, da, nu, nu prea mai dar e. Nu știu, nu știu dacă este considerat melee sau este considerat transportor de genul TAB, că TAB-ul nu intră în categoria melee, nu? Păi nu, nu, nu. Ia, e transportor anfibiu blindat. Și nu știu dacă da, Piranha da. Este considerat de mai mari armate transportor anfibiu, transportor blindat sau mașină de luptă. Că vorba ta, are și el pârțitoarea sus. Păi știam că Piranha 5 cu tunul este un... Na, mai mult melee da, decât altceva. Da, da, asta tehnic, dar scriptic, acolo ce scrie da. Pe documente, e o altă poveste, îmi imaginez. Păi hai să vedem. Așa, 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 așa. Uite aici, tot tractorul rămâne la tractori, evident. John Deere survives și cred că o să rupă vânzările. Ce avem aici? Nu am făcut poză. RFI este pentru scopuri de... Da, da, da. Am avut discuția asta, Mariane, și cu oamenii de la Lockheed Martin apropo de elicoptere și cu cei de la Elbit apropo de drone. Și cu General Dynamics, apropo de Ascot, că sunt multe RFI-uri transmise de armata română, dar care RFI-uri nu înseamnă nimic. Sunt un fel de, dacă noi am vrea la un moment dat să luăm, cam cât ar costa și cam când ați putea să livrați? Niște întrebări din alea de colțul barului, dacă mă întreb pe mine, absolut necesare. Dacă ai un proces de achiziție coerent, nu doar din asta să testezi apele, să vezi ce se întâmplă acolo. Dar da, RFI-ul nu obligă nimic. Ministerul Apărării România, Guvernul Român, whatever, cine vrem noi să considerăm chestia asta, vine cu o serie de întrebări către anumiți producători de echipamente pe care identifică și sunt: bună ziua, suntem și noi România. Cam cât ar costa ce vindeți dumneavoastră și ce se... Când ați putea să ne livrați chestia asta? Și ei a răspuns sau nu răspund. Iar Ministerul Apărării n-are nicio obligație ca după acest RFI să vină cu o selecție de produse, cu o licitație, cu ceva. Ministerul Apărării poate să zică: ok, mulțumim pentru informații, acum de considerăm informații, ținem legătură. MAPN dorește înzestrarea cu un nou tank principal de luptă, Main Battle Tank, numărul estimat de produse fiind de 276. Da. Asta am, știam și eu, discutasem și eu că este, nu știam numărul exact de produse, dar era peste 200. Durata de exploatare, durata normală de exploatare să fie de minim 20 de ani, norma de funcționare pe an 1000 de kilometri rulaj, 100 de lovituri trase pe țeava tunului, 250 de ore pentru echipament, tele de comunicații și celelalte echipamente speciale aflate în dotare. Profilul misiunii: rulaj mediu anual 1000 de kilometri pe șosea cu acoperământ tare, Doamne. 10%, șosea cu macadam pietruit sau drum de țară uscat 50%, teren deformabil în afara drumurilor amenajate 40%. Bun. Deci astea sunt, ar fi solicitările României pentru Main Battle Tank, pentru acele 276 sau cât ori fi ele, 200 și vom mai vedea. Mie, și acum corectați-mă dacă greșesc, Mariane, tu, dar și tu, Horatiu, că poate știi mai bine ca mine, cu siguranță știi mai bine ca mine de altfel. Această durată de exploatare de 20 de ani mi se pare că este perfect fezabilă pentru tank la mâna a doua. Mi se pare că este perfect optimizată pentru un tank, să zicem Abrams, să nu ne ferim de elefantul din încăpere, pe care îl iei la mâna a doua din stocurile US Army. Cu siguranță poți să-l folosești 20 de ani fără foarte mari bătăi de cap. Da, inclusiv armata SUA le va folosi, bine, modernizate de ei cum le modernizează. Uh-huh. Leopard 2 nu o să mai fie disponibil SH.
Iată. Nu da, am e o știre relativ recentă, cred că de săptămâna asta, că încă mai este săptămâna asta, cum că nemții dau niște Leopard 2A4, dar nu, oricum o variantă mai veche, cehii. Sunt donează vreo 14 bucăți. Păi, pentru că și cehii au făcut ceva. Uite, ca să... Și cehii care urmează să cumpere, pentru că nu primezi Leopardul așa, le iau pe astea 14 și le țin de expoziție și de ziua națională. Uh-huh. Urmează să cumpere mai multe noi. De obicei cu 2A4 îți faci antrenamentul. Da. Antrenament pentru șofer, păi, antrenament pentru servanți. Și apoi să vină alea 2A7 plus și mai ceva după plus? M. Plus M? Da, plusul se referă la capabilitate crescută la 2A7 și M-ul e cu rezistență împotriva minelor. Okay. Da. Ca să rezolvăm, eu n-am găsit, aparent n-am făcut poză, că stăteau mulți oameni în față. Uh-huh. La hârtia care era afișată în fața Piranha 5, dar din câte văd eu aici, hai să fac mai mare pentru cei care se uită pe telefon mobil, Piranha 5, 8, or 8 Armored Personnel Carrier. Deci este APC. E APC. Deci... deci nu este IFV, este APC. Deci nu este melee. Deci nu o să intre în cele 273. Sau 233. O să vedem. O să vedem. Da. Bun. Hai să mergem mai departe cu comentariile. Nu înțeleg de ce domnii de la MAPN o mai țin în licitații când ei au comandat. Păi da, au comandat pentru FOS, care este cu totul și cu totul altă ciorbă. Pentru FOS, din câte citisem la momentul respectiv, era vorba despre o necesitate destul de urgentă de îndeplinire a nevoilor operative pe care le are această armă în diferite teatre de operațiuni. Și aveau nevoie de GLTV-uri ca să nu se ducă cu Humvee-uri, probabil. Și era o nevoie urgentă. Pe când pentru toată armata, pentru tot Forter, acea cifră pe care ne-o dădea Marian de 1000 de bucăți este cu totul și cu totul altceva, o altă mâncare de pește. Leopard A7VV? Ce este Leopard A7VV? Sunt tot soi de versiuni oferite și vândute. Asta face A7V, a fost denumirea primului tank făcut de nemți în primul război mondial. Și atunci au scos-o un pic să facă la 100 de ani după chestie, nu știu cum, nu știu ce. Că de obicei nemții rezervă V-urile pentru fărzuh de încercare, cum ar veni. Știai, V1, V2, V3, astea sunt de obicei sufixe puse la denumirea avionului sau denumirea tankului sau ce sunt rezervate. Și atunci, acum au scos-o, au făcut-o. Nu știu, sunt multe variante și sunt multe variante propuse. Când intră în serviciu după aia, atunci știi varianta. Da. Black Hawk ar putea achiziționa armata română, versiunea în armată de atac? Teoretic, da. Este unul dintre competitori, dacă pot să-i spun așa. Este una, Sikorsky, este una dintre companiile către care armata română a transmis RFI, Request for Information, pe acel ipotetic contract de elicoptere multirol și elicoptere de atac 21 cu 24, 45 de elicopter. Dar atenție, așa cum foarte bine spunea Marian, RFI este Request for Information, au solicitat informații despre cost și despre o eventuală fereastră de livrare și atât. Nu este nicio licitație lansată, așa cum foarte bine a spus domnul de la Sikorsky, Lockheed Martin Sikorsky. Din ce știu ei, nu există o licitație în desfășurare în România pe tema elicopterelor pentru armată și nu e clar dacă va fi pornită vreodată sau dacă o să fie o din asta. Bam, acord gav to gav pe orice, nu știu, o fi Bell, o fi Lockheed, o fi Airbus Helicopters, o fi
nu știu, chinezărică și chinezii clone din alea de Black Hawk, ce-or vrea ei să ia. Deci nu este clar dacă teoretic armata română ar putea să-l cumpere și dacă ar cumpăra Black Hawk, ar trebui să vină și versiunea în armată de atac, pentru că armata română ar avea un soi de socat așa, cu niște capabilități mai extinse totuși, Black Hawk în armat. Dar mai e mult până departe, mai e foarte mult. Bine, hai să zicem totuși o treabă dintre... Na, bine, asta poate într-un alt video, dar Black Hawk în armat, singura versiune ca lumea în armată, o au... uite ce product placement acolo. O au forțe speciale americane cu acel direct action penetrator. Cunosc câțiva din Rahova care și-au tras acel nume de scenă când se întâlnesc cu fetele. Și într-adevăr are niște miniguns, are niște lansatoare de PRND-uri, posibil și ceva Hellfire. Au așa? Hellfire, sigur. Da, 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 da. Dar n-au turela cu tunul pentru tragere foarte precisă la distanțe lungi. Nu e neapărat de luptă dedicată anti-tank. Eu zic că... Bine, n-avem acum toate datele și o comparație ce e mai bun, socatul sau DAP. Da. Dar nu e un elicopter dedicat pentru misiuni de atac. Și eu zic că ne-ar cam prinde bine un elicopter nu neapărat dedicat 100%, dar ceva gen socat. Socatul pe mine m-a impresionat și în continuare am o părere destul de bună de el. Așa teoretic. Acum, practic, cum le întreții, cum le ții în funcțiune, cum ce tactici, aia e o altă poveste. Deci altă parte, ar fi bine să ai o comunalitate, să ai elicopterele de transport, elicopterele de atac, să le ai cam la fel. Ai noștri n-au luat elicoptere și mutau kitul de socat de pe unul pe celălalt sau așa. Cele care au fost construite socaturi așa au rămas, adică sunt modificări structurale. Ei pus un tun acolo și... dar tot lanțul de mentenanță este aproape identic. La Bell e cam la fel, adică componentele cu adevărat unde trebuie mentenanță, motoare, transmisie, cutii de viteză și componentele astea, tabla e tablă. Și acolo trebuie să faci, dar acolo chiar diferă. Componentele alea sunt identice. Sistemul de rotor, gearbox-ul, motoare, și dacă nu sunt 100% identice, sunt foarte, foarte similare. Deci acolo merge, să zicem, merge. Da, pregătirea piloților poate diferă. E un video lung. Poate să ne băgăm și să discutăm despre Ascot și să arătăm niște poze. Da, da, uite că este aici. Ne întreabă Lucian ce părere avem despre Ascot. Uite, Optic zice că nu m-ar mira dacă o să fie înlocuitorul jiterului. Nici pe mine nu m-ar mira. Da, hai să ajungem așa, acum la poze. Hai, cu minunea. M-am pregătit mai bine acum. Da. Minunea din hala B. Da. Pe care poți să pui și turele de tank, din ce am văzut în promurile lor. Teoretic, pe ăsta poți să păstrezi șasiul, carcasa și să schimbi turela și să-l faci și un soi de tank. Acum nu știu cât de bun ar fi ca tank, cât de eficient și așa mai departe. Îi se spune ori tank ușor, light tank, sau fire support vehicle. Ah, okay. Care-i ideea? Vehicul de susținere prin foc. Hai să orice zicem pe engleză, să punem și pe română, că na, așa e frumos. Deci, în primul rând, ce avem aici? Avem un șasiu șenilat destul de înalt. Deci doar șasiu fără turele e cam cât un om de înalt. Este
Na, blindajele moderne, ca să fie destul de ușoare, trebuie să aibă densitate mică și atunci trebuie să ai spațiu și la pereți și jos pentru a rezista împotriva exploziilor la mine și tot soi de rachete și astea. Așa că măgăoaiele sunt mari, sunt voluminoase. Avem, stai să ne mutăm în spate înainte să vorbim despre turelă. Aici am făcut poze cu tot ce am prins. Și din partea asta, hai cu spatele. Așa. Loc pentru cât avem aici 8 soldați în spate, ceea ce e destul de bine, că echipamentul soldaților este mult mai voluminos decât echipamentul soldaților dinainte. Deci dacă într-un melee puteai îngrămădi mai mulți soldați, aici oamenii sunt realiști. Bă, atât ați în cap și să fie în stare de luptă, să fie în stare să iasă fără să se încurce unii pe ceilalți, să care echipamente, să care cu ei câteva javelinuri, din tank să poată lupta. Adică, na, să zicem o treabă. Și vedeți totuși câta distanța mai este între soldat și exteriorul vehiculului, rezervoare de blindaj, rezervoare de motorină, care nu ia foc dacă e penetrată, în primul rând că n-ai aer în rezervor, n-ai oxigen. Dacă e plin de motorină, e plin de motorină. Dacă e jumate plin de motorină, ai instalație de inertizare care scoate azot 100% și n-ai aer. Nu e explozie, nu e deflagrație, nici la ușa din spate la melee, care e un rezervor, nu s-a întâmplat absolut nimic. În cel mai rău caz, trebuie să schimbi hainele că ești plin de motorină. Na. Și te duci acasă la soție cu o canistră de motorină pe lângă mașina de spălat pe care ai furat-o din Ucraina. Bun. Ce mai vedem? Turela ocupă un pic de loc în spațiu de luptă. Nu sunt sigur dacă e chiar turela cu mecanism de învârtire sau e muniție sau... Da, în orice caz, și separă partea din fața vehiculului cu comandantul și șoferul de partea din spate trupelor. Și aici aveau și imagine de la multiple camere, inclusiv una de deasupra ușii de intrare, unde m-am văzut și pe mine în vedere termică. Am înțeles că au cumva vedere 360, adică poți să vezi iete. Deci una în față, una în stânga, una în dreapta și una în spate, unde era Dorelu care făcea poză. Se numește autoportret. Exact. Uite aici. Avem F-uri, da, F-keys. Așa. Da, da, da. So, weapons, defense, systems. Ok. Bun. Am creat un pic de infinitate, scuze. Și venind la turelă. Ce putem vedea la turelă? Vedem acel detaliu foarte interesant. De cine e făcută, în primul rând? Asta putem vedea. Cred că n-am prins. Da, scria Elbit Systems pe ea. N-am o poză din lateral. Așa, ba nu, am. Elbit Systems. Ceea ce e foarte interesant. Seamănă un pic turela de Piranha 5, un pic. Da, vedem o mulțime de senzori. Deci, în primul rând, na, tunul mare, parcă e de 30 de milimetri, dar cred că poți să pui tot soiul de tunuri pe el. Senzori, tot soiul, avertizori în întreg spectru, laser, optic și radar. Parcă am văzut turela din spate. Da, da. Și ăștia clar sunt senzori de avertizare radar. Ăsta pare a fi e un sistem de protecție activ, deci un Active Protection System, APSS. Dar asta urmează să vedem dacă e chiar hard kill sau soft kill. Deci dacă scoate o grenadă fumigenă cu fum care blochează radiații electromagnetice pe un spectru larg, inclusiv infraroșu și laser, deci care împiedică detecția
vehiculului și ghidarea rachetelor către el, sau e chiar hard kill APS care scoate și distruge racheta, scoate niște Da. Trebuie să ne informăm. Și în locul acestei, așa, și ce mai are foarte important, această turelă este o rampă de lansare extensibilă cu loc de două rachete antitan. Da? Deci, băieții cu Piranha 5, luați aminte că se poate. Faci un vehicul. Cred că băieții cu turele pentru Piranha 5, luați aminte că se poate. Deci dacă tot îți faci un vehicul mare, uriaș, pe care îl vezi pe câmpul de luptă, care are un tun periculos, care va fi ținta tuturor oamenilor care trag pe câmpul de luptă, măcar să ai și tu două rachete sau o rachetă antitank. Am încheiat pledoaria, o rarată instanță. Da. Și în locul acestei turele, ca să-l transformi într-un light tank / fire support vehicle, deci tank ușor sau vehicul de suport prin foc, poți să-i pui un tun de calibru 105, un tun de calibru 120, ce-ți dorește inimioara. La ce sunt bune astfel de vehicule? Păi le poți duce cu avionul. Care avion? Cred că cel mai probabil un C-17. Da, iarăși, nu sunt 100% sigur, n-am văzut specificațiile și depinde de nivelul de blindaj. Unii urcau vehiculul chel în avion și veneau cu încă un avion cu kiturile de blindaj pentru unitate. Și la Piranha 5 sunt kituri suplimentare pe care le pot spune sau nu. Și atunci un Abrams cu greul duce. Îți trebuie un C5 Galaxy. Da? Hai să fim serioși. Duci o măgoaie din aia. Da. Deci am mutat o unitate de tancuri, e foarte dificil. Și atunci dacă tu vrei să trimiți niște trupe de reacție rapidă undeva, care să nu fie echipate doar cu 7.62 sau doar cu 30 de milimetri, ci să le dai și un tun care nu numai pentru lupta antitank, dar și împotriva buncărelor, împotriva structurilor, să ai ceva putere de foc, e într-adevăr atractivă și de asta nici armata SUA nu renunță la conceptul de tancuri ușoare, vehicule expediționare, cum le place să le zică, pentru a fi transportate ceva mai ușor pe calea aerului, să nu străiască aeroportul internațional Arecoandă să aterizeze un C-5 Galaxy, ci poți și pe C-17-le, teoretic îl pui și pe o pistă înierbată, așa mai delicat. Da, teoretic. Un aeroport mic, un aeroport, da, ceva acolo mic. Și după aia să ofer trupelor aeropurtate aproape, deci nu parașutiști, dar aeropurtate, să le oferi un vehicul de susținere de foc. Acum întrebarea, noi o să proiectăm forță asupra altor teritorii cu vehicule, cu forțe mobile, cu... Nu. Noi maxim ce o să putem să facem și ce facem și acum este să ne mai ducem prin teatre externe pe unde este deja stabilit perimetru și să facem patrulare. Deci nu cred că să pună vreodată problema în viitorul previzibil ca România să trimită tancuri pe undeva. Și nici nu cred că e de dorit. Adică noi suntem o țară care, vădit, ne ocupăm cu propria noastră apărare și cel mult cu intervenții în cadrul NATO pentru... Asta, pe de altă parte, suntem și în NATO și dacă o să avem nevoie la nivel NATO să fim și noi prezenți măcar așa simbolic, uite, două tancuri cu steag românesc sau ciadez. Cred că ciadul e ăla, nu? Ciad. Păi dacă ei și-au luat steagul, cât al nostru era altul și au ocupat un slot liber. Și acum România n-a mai... Deci, ca respectat. Să fie o prezență din aia simbolică, am putea să vină americanul cu un Galaxy să ne ia două, trei Abramsuri din alea pe care să le cumpărăm eventually, să le ducem acolo să fim de show. Uite că este o prezență multinațională, sporită și așa mai departe. Altfel, nu se pune problema ca România să...
proiecteze forță nici măcar în Republica Moldova, cred. Care n-a vorba aia, te duci cu traiderul. Da, da. Deci de asta avem nevoie de tank. Așa, da, e fain, e miște. Avem nevoie de ESCAD. În principiu, din ce știu eu, ele nu sunt modulare. Adică nu poți să cumperi ăsta, să iei ESCAD-ul ăsta și apoi să mai iei, să ai în depozit 50 de turele de tank pentru el și să le bagi în service, să scoți tunul, să scoți turele asta, să pui pe aia de tun și să zici, uite că am tank ușor pe același șasiu. Nu, în principiu nu, dar na, e modulare, e comunalitatea asta și atunci iei unul din aceeași familie, poți să ai unitate mixtă, că asta da. E și ideea, să ai un fire support vehicle care merge cu tine cu unitatea de ascoturi meleiuri și atunci... Da, na, dar nu se pune problema să cumpere România tankuri și ori, n-am auzit de așa ceva. Adică se pune problema să cumpere acel tank principal de luptă de da. Care ne scria Marian și atât. Pa, la revedere! Uh-huh. Apoi o să iei meleiurile astea și ce mai ai? Piraniile și cu alte lucruri. Da, da. Așa. După aia ca melei, da, de ce nu? Dar acolo, na, la rămâne... ce pachet de senzori și la ce echipare pare că are așa din afară și din ce scrie Sfânta Wikipedia, ar fi un pas destul de mult în față, față de MLI 84, 84 e? Da, și de ruțul. M, te rog foarte. Ar fi un pas în față, am venit și noi spre 2020 din punct de vedere al echipării. Cu această suită de senzori, cu sistem de apărare, uite, cu sistem de luptă anti-tank, ar fi, dacă ar fi. Doar că să vedem dacă o să fie. Fiindcă turele ai de la Elbit, posibil, nu știu, ăsta avea vreo semne, nu, parcă n-avea descrie. Nu, n-avea. Probabil și rachetele să fie spike, adică dacă tot turele ai de la Elbit. Ceea ce iar ar reprezenta un plus de comunalitate, să ai spike ca dotare sortă unitară pe mai multe categorii de forțe și de echipamente din categoriile astea. Ia că aici am făcut și cu blitz. Uite ce zice Marian apropo de Abrams. Ca zvonurile cum că Abrams a fost propus au apărut prima dată în 2019 și acum în 2022 a venit prima informație semi-oficială. Că ne-a fost propus, eu zic că mai durează 3 ani până când o să fie ceva, dar Marian ne-a fost propus second hand, right? Adică din stocurile US Army, nu pe modelul polonez de tancuri noi polonezii, parcă au luat noi. Contractul ăla de 200 de tancuri, care e 2,4 sau 2,7 miliarde, e pentru tancuri noi, nu e pentru second hand. Și din ce știu eu, la noi ar fi propunerea asta semi-oficială pentru SH. La modă sunt dronele și javelins. Da, dar moda nu o dă Ucraina. Moda pe care o dă Ucraina nu este cea pe care trebuie să ne pliem noi. Pentru că Ucraina este stat sărăcuț și singur în fața unui agresor mai mare, ceea ce în cazul României, noi suntem un stat sărăcuț, dar parte dintr-o alianță militară foarte puternică, caz în care noi trebuie să ne pliem pe dotările aliaților și să devenim cumva complementari cu ce au ei aici, cu grupuri de luptă, cu ce am putea să facem unii cu alții și așa mai departe. Deci asta cu drone și javelins, da, dacă ești fiul ploii. Bine, nu sunt de acord nici cu observația în sine. No offense, Dan, adică hai să gândim un pic lucrurile. În ce am văzut din presă și ce a fost filmat, ce putea fi ușor filmat. Mai greu de filmat bătăliile cu tancuri și sunt în continuare bătălii cu tancuri și cu vehicule și înaintarea trupelor se face cu tancuri și cu meleiurile și cu taburile și cu astea. Tu nu înaintezi, nu te duci niciunde cu niște javeline. Javelinele sunt pentru ambuscadă. Javelinele sunt pentru voia mici, pentru apărarea teritorială. Este când da, o trăvești fântâna, arzi ugoarele și faci și tu ce poți.
Nu neapărat. E una din componentele luptei pe care e bine să o ai, dar nu e singura. Și mai e un lucru, războiul din Ucraina este un război principal de artilerie. Uh-huh. Dronele, da, ajută foarte mult, dar cel mai mult sunt pentru a identifica inamicul și de a conduce focul de artilerie asupra lor. Și războiul de artilerie e foarte greu de filmat, decât dintr-o dronă în care vezi mai mult ce face drona, nu e, și că sunt niște explozii la sol. Vezi efectul loviturii. Că cumva s-au mai prezentat niște imagini din astea, adică e plin Twitter-ul de uite cum pocnește nu știu ce poziție fortificată sau ce trupe care roiesc printr-o zonă. Dar da, e super greu să filmezi asta, să-l filmezi pe ăla când trage, să vezi zonele de unde trage ăla, unde e inamicul, cum se întâmplă, ca să-ți faci o imagine din asta gen cinematică, să vezi cum se desfășoară războiul ăsta de artilerie. Da, da. Deci armele clasice sunt în continuare necesare, sunt esențiale, dar într-adevăr, folosite cu metode noi, folosite cu tactici noi și integrând aceste echipamente moderne și echipamente noi, care chiar n-au mai fost dronele utilizate așa, n-au mai fost în conflicte mari sau în conflicte importante sau nu erau așa popularizate. Și atunci sunt de acord cu asta, trebuie să integrăm aceste lucruri în metodele și în mijloacele convenționale de a duce război, dar nu le înlocuim, le augmentăm. Da. Ăsta este leitmotivul oamenilor cu care am discutat la BSDA, inclusiv cu băieții americani care erau cu Abrams-ul, cu aia de la Black Hawk, cu reprezentanții companiilor, erau leitmotivul și chestia pe care toți sunt de acord este că războiul din Ucraina o să schimbe războiul modern. Pentru că, da, oamenii aveau și înainte de Ucraina, aveau drone, aveau arme antitank, aveau, doar că modul în care Ucraina le utilizează acum, modul în care Rusia pare uneori incapabilă să răspundă, să se apere în fața modului în care Ucraina le folosește, modul în care Ucraina se duce cu drone, inclusiv din alea comerciale, inclusiv cu DJI-uri. Nu vorbim doar de Bayraktar aici la drone. Ucrainienii își ghidează sau și-au ghidat la început de conflict când erau foarte în durere din punct de vedere al echipării, focul de artilerie, inclusiv cu drone din alea, de le are un fotograf de nuntă. Puneau camera pe ea, o duceau într-o zonă aia fiind mică și zburând la câteva sute de metri cât se poate ridica, cât să vadă poziția și de pe alea ghidau. Și erau oamenii, bă, noi nu ne-am fi gândit până la războiul ăsta că anumite echipamente, inclusiv astea pe care le poți importa între ghilimele din civilie, le poți folosi atât de eficient până la urmă într-un război pe scară largă, așa cum este ăsta din Ucraina, în care Ucraina a fost invadată din toate direcțiile aproape, mai puțin din vest. A fost invadată din trei direcții și ei nu se gândeau și toată lumea este de acord că acum se adună mega, tera, giga, whatever de date, da, care sunt deja analizate și că fața războiului modern o să se schimbe destul de drastic. Asta nu înseamnă că o să se renunțe la tancuri, nu înseamnă că o să se renunțe la artilerie, ci că modul de întrebuințare al echipamentelor ăstora clasice o să evolueze, că na, așa se întâmplă în război. Că dacă în al doilea război mondial aveai o bătălie cu 1000 de tancuri la Kursk, acum nu o să mai vezi. N-ai mai văzut în ultimii 70 de ani bătălii din astea cu sute de tancuri de fiecare parte în aceeași luptă, în două săptămâni. La fel, războiul evoluează și modul de susținere a armelor clasice este și el într-o evoluție constantă. Bun, hai să căutăm mai departe. Nu mai faci nimic. Da. Ok. Ok. Ce părere avem despre armata română care finanțează o echipă de fotbal? Hai mă frate, început din astea. Da. K2 Black Panther, ăsta al coreenilor. Da, da.
cel mai scump tank din lume. Da, da, este toată lumea, este suhoiul tankurilor ăsta. Că dacă te uiți pe cine comentează de ce ar trebui să fie, este din ăla, face și Cobra, se dă și peste cap, face de toate ăsta al sudcoreenilor, este mare șmecherie. Hai să zicem o treabă. La ăla este o suspensie hidropneumatică care îți permite să controlezi nu doar înălțimea întregului tank, să-l aduci mai sus sau să-l lași mai jos, ceea ce îți permite în unele situații în care ascuns tankul după un deal, îl ridici, te uiți, tragi și după aceea îl cobori la loc lăsând doar turela comandantului. Ia uite că avem chiar poză. Ce asta e? Turela comandantului, să zicem că este, dacă zic greșit îmi asum, turela 8 electronică, deci tu, tankurile pot fi după teren în două feluri, hull down, cum zic englezii, adică vana, corpul tankului este în spatele terenului și arăți doar turela, sau turret down, în care ești cu tot tankul în spatele terenului, mascat de teren și e doar capul comandantului sau periscopul sau senzorul optic. Și atunci, din turret down, poți să urci ca să scoți și tu unul deasupra terenului, ca să poți să tragi, nu? E logic. Tragi odată, și apoi te-ai cațestoasă, te-ai băgat la loc. Exact, exact. Și ei, terenul, relieful Coreei de Sud este și Coreei de Nord, de fapt. Peninsule. Da, au munți care se scufundă în mare și continuă și sub nivelul apei. Și multe văi, multe râuri, și atunci cu tankul e destul de dificil și lor le trebuie așa numitul gun depression, deci elevație negativă a tunului, ca să nu zic depresia tunului. Exact, nu pot să trag, nu vreau. Ori faci o turelă extraordinar de înaltă, unde tunul, vedeți aici, pivotează undeva aici, dar el are tot, gun breach-ul, încărcătorul, să zicem, mult mai în spate, undeva pe aici ajunge. Ori vă dați seama dacă punctul de pivot care e necesar să fie acolo în față, că acolo e centru de greutate, că mecanismul care coboară și ridică tunul, nu vrei să fie tot timpul în sarcină. Vrei doar să învârtă, dar tunul să fie cât de cât în echilibru. Și atunci, când dai tunul jos, partea din spate, închizătorul, se va urca foarte, foarte, foarte tare și va lovi tavanul turele. Și atunci ori faci o turele enormă, cum de exemplu avea M60 Patton, sau cu suspensia hidropneumatică, înclin tot tankul cu încă 5-6 grade, la care se adaugă cele minus 10 grade ale tunului. Deci obții un 15-16 grade, care te ajută foarte mult. Și poți și în laterale. De exemplu, dacă ești pe o pantă abruptă, ești așa lateral pe o pantă, poți să mai corectezi din asta, ca echipajul să nu alunece în turelă într-o parte. Bun, dar asta cu relieful Coreei de Sud. Noi, dacă ajungem prin munți și abandonăm Bucureștiul, e cam grav. Și acolo avem vânători de munți. Ne ducem ca Decebal așa, ne retragem în munți și ne găsesc aia în peșteri, acolo, la Bucegi. Da. Deci, n-ai nevoie de chiar de K2 Black Panther, care sacrifică și ceva blindaj ca să își mențină mobilitatea pe terenuri pe drumuri de munte. Da. Uite că ne întreba Tudor. Da, se răspunde, doar că sunt multe întrebări și noi suntem puțini și e mult de vorbit pe întrebări. Și răspunsurile mele sunt întotdeauna scurte. Ajungem și la ele. Acum ai și o puțină răbdare, știi cum e. Dă un like înainte la video. Răspundem doar celor care au dat like și care sunt abonați la canal.
Nu știu câte MLI-uri pe șenile o să cumpere MAPN, dar în 2019 vorbeau de 173. Cred că între 170-230 de MLI-uri pe șenile ar avea nevoie armata română. Ok. Păi și ce mai e considerat MLI, Marian? Că uite, na, tot pe tine te întrebăm. Adică Pirania cu turela faimoasă de la Elbit este considerat MLI de MAPN și nu APC? Mă rog, cred că IFV, ca să păstrez denumirile englezificate, este IFV și nu APC? Sau? Cred că ai noștri l-au declarat APC și nu AFI ca să nu tragă în el, știi? Să zic că e inofensiv, nu trageți, vă rog. Ok. Uite, Eduard ne zice că Pirania 5 e considerat și IFV, dar acum depinde de cine, da, că și eu pot să consider Pirania 5 tank, că nu mă blochează nimeni, nu-mi zice nimeni, nu ai voie să consideri ce vrei tu. Depinde de cine, na, și problema, discuția era despre cum vede armata română, cum acolo pe hârtie ce scrie, cum este văzut, la ce categorie este încadrat. Aproximativ 130 de Pirania 5 o să fie în configurație de MLI. Iată. Și ce înseamnă configurația de MLI? Că acum sunt și mai în dubii. Posibil să fie cu tunul și cu blindajul suplimentar. Ok, și cu sisteme de protecție? Nu prea. Fumigene, cam atâta. Ok. Apropo de că întreba cineva ce arme de asalt au fost. Da, au fost. Uite, eu nu m-am interesat foarte tare de chestiile astea. Clar tank la mâna a doua, că nu suntem Polonia să luăm noi. Aici discuția poate să fie mai amplă, cu siguranță. Orice discuție poate să fie mai amplă. Că nu e vorba doar de nu suntem ăia sau nu luăm ca ăia, nu luăm noi, ci putem să ne gândim, nu știu, la foarte multe lucruri. Putem să le luăm mai repede, că dacă le iei la mâna a doua, teoretic le iei de pe un stoc deja existent, nu trebuie să aștepți ca producătorul să sudeze efectiv acolo și să-ți livreze. Poți să le iei teoretic mai ieftine, că fiind iarăși echipamente aflate în stoc pe care nu ți le produce, nu le cumperi de noi, le iei cu un preț mai ieftin. E o discuție despre avantaje și dezavantaje aici, așa cum pot avea toate achizițiile militare discuțiile astea. Și nu zic că e mai bine sau mai rău să fie second hand sau la mâna a doua. E doar despre ce își dorește România sau factorul care decide în România în momentul de față. Da, e ok să vină, că până la urmă fiecare om are dreptul la o opinie. Câtă vreme vine și o argumentează și zice de ce, na, în cazul discuției noastre, tankul Abrams V2, să presupunem, sau ce-o fi el, care o fi o zău, ar fi luat la mâna a doua, de ce zice că este vechitură și ce înțelege prin vechitură. Poate sunt oameni care prin vechituri înțeleg niște echipamente care nu sunt noi. Nu înseamnă automat niște echipamente proaste, ci doar că nu sunt noi. Caz în care da, au toată dreptatea. Nu sunt noi, nu sunt neapărat nici foarte proaste. Uite, Marian zice că nici Polonia n-a luat noi. Eu să caut chestia asta, că n-am încredere în tine. Eu știam că contractul este pentru noi. Uite, Marian zice aici, le iau second, adică sunt tankuri din inventarul american, okay, parcate în deșert, doar că sunt remanufactured, cum spun americanii, deci complet RKU-ite, să zicem așa, o revizie capitală din aia ca lumea, aduse la standardul M1A2 SEP V3 cu sistem trophy și tankul adus la 0 km. Și practic e un tank nou, adică ce mai vrei, că e oțelul vechi, buhu. Da, da, ok. Poate blindajul să fie, dar oricum eu la SEP V3 ai cel mai mult blindaj, adică chiar nu e. Da, stai că încercam să caut chestia asta, dar într-adevăr, da, ăștia în comunicat oficial polonezii nu zic de tankuri noi, zic că o să cumpere, zic așa,
Au semnat the agreement for purchase of 250 Abrams tanks pentru armata poloneză. Înțelegerea include achiziția de tancuri cu echipamentul aferent, inclusiv 26 de vehicule maintenance vehicles, whatever they are, M88A2 Hercules și 17 bridges MO1074 Joint Assault Bridge, da. As well, așa, cu training și logistic package. Da, nu zic că este că e vorba de tancuri noi. Wow, și valoarea comenzii este de aproximativ, te ții bine, da? 4,75 miliarde de dolari net. Deci 250 de tancuri Abrams la mâna a doua, vechituri, cum ar zice Nea Costel, drojdierul, 4,75 de miliarde de dolari. Asta ca să vedem cât costă să-ți dotezi armata la un mod rezonabil. Uite, o să deci, vă pun eu, că cineva vă cere link-ul și o să pun pe ăsta. Da, continuă, scuze. Da. Deci, The Warzone Drive zice că îi vor M1A2 SEP-V3. SEP-V3 e o variantă nouă. Nici americanii de-abia acum primesc tankuri din astea. Deci n-ai avea... Așa zic și polonezii în comunicatul oficial, că este The Abrams tank is the most modern SEP-V3 version. Adică, n-ai stocuri mari și ei văd că, mai ales că au dat tankuri ucrainienilor, ceea ce românii n-au făcut. Sau nu știm că au făcut, că nu s-a dus nimeni să pozeze hala unde sau ce, unde le țin T-72-urile alea. Să vedem dacă mai sunt acolo. Să cerem noi voie. Da. Și, deci, din ceea ce pare să... se grăbește tare chestia și e grabă în livrarea de tancuri. Inclusiv păi cu Land Lease Act. Să nu rămână descoperiți. Unul dintre motive. Și SUA, ce tancurile SEP-V3 pe care și le pun în serviciu sunt din alea retrase în deșert, le iau, le readuc la oțelul gol. Și le reconstruiesc cu sistemele moderne și fac din ele, nu știu dacă mai au chiar producție de tank nou de la zero, deci cu oțel nou tăiat pentru... Marian, eu îmi cer scuze, n-am fost atent și da, uite, ai dreptate, nu zice nimeni că este vorba despre tankuri noi de pe linia de fabricație de pe Abrams. Deci la avioane contează dacă e nou sau nu e nou, pentru că aluminiu învechește și ai probleme și de exemplu ale noastre F-16A nu e chiar același lucru ca F-16C. Nu poate căra, dar nu are M2, nu are sistemele, hai să zicem că le aduci, n-are același motor identic. Da, nu poate avea același motor că dacă pui Pratt & Whitney F-100 PW cât era, 320, e prea puternic, trebuie să rămâi cu 220E. Ok, bun. Dar la tankuri atât de mult se schimbă, mai ales în cazul Abrams, atât de multe lucruri se schimbă încât poți să zici că e nou fabricat. Chiar de singurul lucru la care mă pot gândi este, poate au între timp au adus îmbunătățiri blindajului compozit ceramic pe care îl au un tank și ăla cu greul mai înlocuiești. Deci ăla e între plăci de oțel, acolo nu cred că se apucă și taie și pun. Mai adaugă blindaj suplimentar deasupra, plăci de depleted uranium, uraniu sărăcit sau lucruri din astea. Și un tank de producție nouă posibil să fie acolo superior. Dar în rest îl dai jos tot până la absolut zero, până nu mai ai ce demontat de pe el și îl reconstruiești la loc. Deci e ca și cum e un tank nou. Deci discuția asta de bă, mi-a luat un Passat vechi, dar e ca nou. Da. Cu tankurile nu e ca cu Passaturile. Hai să lămurim asta pentru oameni. Principiul și să evităm cercurile. Niciun echipament militar nu este ca cu mașina la mâna a doua.
Da. Și uite, avioanele vechi, pe care noi le considerăm vechi, la care mentenanța într-adevăr devine extraordinar de scumpă și problematică, este avioane ieșite din producție. Acolo da, acolo nu mai ai piese de schimb. Dacă vrei piese de schimb, trebuie să le fabrici, trebuie să dai comenzi speciale, trebuie să aștepți după ele, nu mai ai stocurile. Acolo da, dar la un tank care e în producție și la care se face și tankul în sine, deci e specific cu tankului, că dai totul jos și nemții cu Leopard. Doi A5-urile au fost, multe dintre ele au fost doi A4-uri reconstruite. Bun, să mergem mai departe. Cei de la Bell n-au fost la BSDA și asta poate să fie un semn de, nu știu, ce vrei tu să înțelegi? Eu nu înțeleg. Celor de la Bell nu le-a sunat clopoțelul. Da, 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 cei de la Bell sau... The Bell didn't ring on PSVA. Da, 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 da. N-au venit, nu știm de ce n-au venit. Putem să presupunem, dar presupunerile noastre pot să fie adevărate, pot să fie complet pe lângă. Poate n-au niciun interes. După ce la precedentul BSD au venit cu simulatorul de Viper Venom, au venit cu simulatorul și cu chestii și au avut o prezență mare, poate au zis, bă, au trecut 3 ani, nu s-a întâmplat nimic, ce rost are să mai mergem la ăștia? Noi le-am prezentat, hai să vedem ce se decide. Poate... Sau poate sunt, nu știu, nu, ți-am zis, orice e posibil aici. Eu zic că avem ceva cu ce ne putem apăra, avem tankuri și tapuri destule. Păi stai, discuția este, depinde împotriva cui te aperi. Dacă ne atacă Moldova cu 3 praști, da, avem cu ce să ne apărăm. Dacă ne atacă Imperiul Galactic cu pozneuri, nu avem cu ce să ne apărăm. Depinde... cine e inamicul și cu ce vine inamicul ăla spre tine? Asta e discuția. Și ținând cont că noi suntem membru NATO și că NATO consolidează și dezvoltă tot mai mult capacitatea asta de apărare integrată a întregilor membrii ai alianței, discuția nu știu dacă își are rostul la modul ăsta. Avem noi suficiente tankuri și taburi destule. Că eu v-am mai zis de foarte multe ori, nimeni, nici Rusia, nici China, nici Statele Unite, nici orice țară de pe pământul ăsta nu poate să atace o altă țară de azi pe mâine. Nu se trezește dictatorul, oricum l-o chema pe el, și ce fac, mă, românii ăia nu mai cumpără BMW-uri la mâna a doua din Germania, ia hai pe ei. Și ăștia imediat o să vină pe ei și o să ne trezim la graniță, la Nădlac, o să fie vame și pe stați, că nu puteți să intrați cu tancul ăsta, că nu e Euro 5, nu vă mai lăsăm. Și aia cu chestii din astea. Nu o să vină nimeni. În orice conflict de modul ăsta, o să ai niște luni bune, măcar luni bune, de acumulare de tehnică, soldați și așa mai departe. Cum au făcut inclusiv rușii în Ucraina. Rușii în Ucraina au avut aproape un an de zile de inventate exerciții și de masat trupe la granițele cu Ucraina până când se intre efectiv în țară. Iar într-un an de zile, fiind membru NATO, se aduc trupe, se fac chestii, nu o să fii să te lupți cu tabu împotriva inamicului, oricum l-ar chema pe inamicul ăsta. Nu o să trimiți militari luați din ăștia cu arcanul, rezerviști, cu PM model 1912, răscoala de la 1907 sau ce PM-ul mai aia pe acolo, săgeți și cu arc și cu tabu să se lupte ei. Nu. De asta, ăsta este marele avantaj al NATO. Oș, coș, spun că România a comandat 34 de GLTV pentru FOS, dar erau mai multe, nu erau 100? 100 și? Doar 34? Știu că era discuția despre faptul că FOS sau ar putea să aibă, deși asta este așa, în momentul în care zici că ar putea să aibă o problemă operativă de amploare asta, cu siguranță o au, nu ar putea să o aibă și de-aia au nevoie de JLTV-urile astea ca să-și poată îndeplini misiunile. Deci, bine, poate are un link sau poate aia a fost prima tranșă. Sau, adică, da, să fie poate... un stop gap, așa au venit 34 sau l-am comandat și apoi completăm. Da.
Poate are omul un link. Da. Întrebarea nu e dacă Piranha face, ci dacă israelienii care fac sistemul de armament... Păi, dar nu știu dacă sunt plătiți. Cred că... Întrebarea este dacă cumpără ai noștri, mai APN-ul. Da, dacă România vrea Spike pe Piranii. Da. Și pe viitoarele MLI-uri care vor fi ele. Asta e întrebarea. Că... Na. Nu știu cum să zic, că dacă România o să vrea asta, cu siguranță Elbit poate să integreze. Că nu e vreo mare șmecherie, nu este rocket science, deși este Spike este rocket science, dar nu este. Adică se poate integra chestia asta dacă există voință și la voință includ și finanțarea, se poate face. Da, nu știu de ce tot insiști cu întrebările astea, că nu trebuie să, dar nu e alegere asta. Dacă se ajunge la conflict cu în care să fie implicată armata română pe scară largă, se decretează mobilizare. Nu te vine nimeni să te întrebe acasă: bună ziua, doriți? Sunteți de acord? Nu. Este mobilizare. E o categorie foarte largă, între 18 și 35 în primă fază și apoi între 18 și 55 de ani, care sunt bărbați mobilizabili, buni de luat în armată. Nu o să te întrebe, nu o să vină nimeni să te întrebe dacă te înrolezi sau nu, dacă ești de acord, dacă vrei. Așa, unde sunt comentariile? Și nu mai discutăm despre asta. Da, sper să nu fie o întrebare de genul: băi, da, care dintre voi ăștia cu gură mare chiar ar lupta da, exact. Sau din astea? Nu-i canalul de YouTube. Da, da, nu e locul. Dacă te ajută cu ceva, eu am cules la un moment dat, nu mai știu la cine au dus aia. Nu mai știu, dar am dat mâncare la cai pentru țară, dacă te ajută cu ceva. Am fost la unitatea Hipo și am dat mere la cai. Dacă te ajută cu ceva, uite, asta am făcut eu pentru țărișoare. Pentru cai patriei, te rog frumos. Da. Pentru cai jandarmeriei. Ironic, dar pentru cei jandarmeriei. Da, stai, nu știu de ce l-am tot luat pe... Așa. Din cei 108 oameni, cred că vor intra fără comentarii maxim 5. Nu, hai, țărim peste astea. Da. Cine luptă, cine nu, cine... Da, stai așa, că trebuie să-i dau, uite, Angonio, să-ți dau un pic de timeout, pentru că pare că ești foarte vehement cu diferite chestii. Adică suntem deschiși, acceptăm comentarii, vrem să avem o discuție, păreri interesante, informate, dar într-un anumit registru și pe anumite teme. Nu știu dacă nici ei au, dacă am înțeles. Cred că este designul din anii post World War II, care a fost păstrat în buna tradiție sovietică. Este, pe ăsta l-avem, o să-l facem din ce în ce mai bun. Au motoare voluminoase și motorul l-au pus în spate și atunci nu poți să treci pe lângă motor și atunci au pus ușile pe unde... Na, tactica, mai ales la BTR-60 și BTR-70, cu ușița aia o deschizi și aia te apără de gloanțe și ieși prin lateral în timp ce merge vehiculul sau așa ceva, sau ieși pe sus și... Na, între timp s-a mai schimbat, deci au fost proiectate în anii aceia, erau cum erau, și acum între timp motoarele a devenit mai mici, mai compacte, le poți pune lângă șofer pe o parte a vehiculului, de obicei pe partea dreaptă, cum era și la Piranha, și atunci ieși prin spate pe unde ești protejat. Focul inamic a devenit mai nimicitor și mai bine... Cu țintire mai bună. Înainte putea ieși că nu te nimerea inamicul. Era volum mare de foc, dar cădea prin jur. Uh-huh. S-a schimbat și felul războiului. No. Uite ceea ce ziceai și tu apropo de tancuri. Că uite, asta implică probabil folosirea componentelor vehiculelor M1A1 deținute de americani, cu resetarea resurselor și, practic, da, rămâne carcasa și restul se schimbă. Introducerea de noi elemente vor fi tratate ca elemente noi. Polonezii puteau cumpăra K2. Dar deciziile astea mi se pare că
Eu cred că știu mai bine polonezii de ce au luat ceva și n-au luat altceva. Adică dacă mergem noi, putem să discutăm cu siguranță, putem să zicem era mai bun ăla, nu era mai bun ăla, dar noi nu avem toate informațiile. Noi nu știm care sunt costurile, noi nu știm ce poate efectiv cadouul ăsta despre care de un an de zile cel puțin se vorbește intensiv pe Aviația Magazin și mi-l scoateți în față și este din nou, este suhoiul tancurilor. Este S-400 al tancurilor cadouul ăsta. Este ăla care face și drege și n-are rival, este nava intergalactică pe care, cu tot respectul pentru ce fac sudcoreenii și cât de bun o fi, da, nu știm cât de bun e și ce bună e platforma. Are niște caracteristici care au fost testate teoretic, au fost testate practic în condiții controlate în exerciții și atât. Nu știi ce suport logistic îți pot oferi sudcoreenii, nu știi. Sunt foarte multe necunoscute legate de acest K2 care rupe norma. Da, armatele își fac niște calcule, armatele își fac niște lucruri, evaluează lucrurile pe care nu le cunoaștem noi. Da. Că na, încă se discută în cadrul programului ăsta. Dar nu, și iarăși, nu e sigur că o să fie K2, îmi imaginez. Adică dacă este un program de achiziție, cred că se discută ce tancuri luăm. Și acum, logic, am spune că dacă te-ai dus pe 250 de Abrams pe care o să plătești atâția bani, nu te apuci să mai dai încă alte miliarde pe alt tank, main battle tank, care este diferit. Dar e doar așa. Ce să faci cu tankul când noi avem alte nevoi? Da, nu, uite, drone cumpărăm, pe aviație mai puternică cumpărăm, Horațiu Preatu, că trebuie să mă bat cu un pisic. Măi, totul pornește de la doctrină. Armata română în cadrul NATO are o anumită doctrină de apărare. Doctrina îți identifică inamicii, îți identifică aliații, îți identifică ce războaie vei lupta tu și cum le vei lupta. Identifică cum vrei tu să atași problema și de acolo derivă toate necesarele pentru echipament. Nu cumpără nimeni dacă, bă, știi ce mi-ar plăcea? Sau ăla arată bine? Sau, na. Și atunci se fac analize care derivă de acolo. Bineînțeles că documentele de doctrină, cred că la american sunt disponibile, să chiar publică. În fine, nu ne sunt accesibile chiar așa ușor. Și atunci nici nu cunoaștem exact care sunt nevoile forțelor armate române. Dar în mod sigur, nicio țară vestică, Olanda azi ei, cum sunt, nu are renunțat la tancuri. Ba chiar se investește foarte mulți bani în a moderniza tancurile pentru lupta modernă, pentru războiul modern. Și tancul este unul din lucrurile de care noi avem nevoie. Acum, discuția este interesantă și merită purtată. Ce avem noi cel mai... Ce arde cel mai tare? Nevoie. Care sunt prioritățile? Da. Submarinul, corvetele... Mini-submarinul. La aviație. Bun, și aici putem avea discuția, dar nu cred că putem elimina ceva din această discuție. Eu aș mai pune artileria, dar în fine. Da. Da. Despre care nu se vorbește clar, că nu, uite, la capitolul achiziții nu prea se vorbește absolut deloc despre... HIMARS, ok. Da. HIMARS, ok. No. Da. Da, este o discuție bună de avut, dar eu n-aș scoate nimic de pe listă. Uite, Marian confirmă ceea ce zici și tu. Apropo de tancuri, că așa, da. Se folosesc carcasele care se echipează cu cele mai noi echipamente și devin practic tancuri noi. Da, da. Și că na, linia de fabricație este menținută la un anumit nivel, ca probabil în cazul în care ar fi nevoie, că americanii au această practică, în cazul în care e la un moment dat nevoie să băgăm forge și să fie bine pentru toată lumea. Așa. Așa, iar avem din astea cu războiul, cu parlamentul.
Bam, bam, bam. Vehiculele militare nu funcționează ca mașinile de pe stradă, corect. În loc de avioane, cum vrea ministrul economiei, nu putem să încercăm să fabricăm drone? Păi ăsta este unul din planurile achiziției de drone, dacă sau când România o să semneze pentru dronele Watchkeeper de la Elbit. Aceste drone vor fi fabricate în România. Subansamblele lor vor fi fabricate în România, iar asamblarea finală va fi făcută la Aerostar Bacă. Deci, uite, o idee de fabricat drone între ghilimele românești, că o să fie tot Elbit. Bun. Tancul e făcut să fie folosit 10 de ani. Da. De ce Mirage 2000 a fost fabricat în 600 de bucăți? Costuri mari de producție sau probleme? 600 ți se pare puțin? Da, nu știu de unde vine asta. Păi gândește-te câte Gripen s-au fabricat. Acest Gripen care este faimosul avion care e mai ieftin. Am văzut, apropo de asta, că s-ar de la una la alta, văzusem o chestie la un moment dat, o estimare prin Elveția, parcă? Da, sau, da, nu, Elveția, sau în Austria. Sau nu, în Elveția Austria. Era cu Gripen NG. Și le ieșiseră băieților un cost din ăla de vreo 22-25 de mii de dolari pe ora de zbor. Apropo de, era mai ieftin Gripen. Da, mă, dar poate ateriza pe drumuri. Da, nu că poate ateriza, îl folosești, îl bagi în parcare la Carrefour, acolo pe autostradă. Și când a venit inamicul, știi, ai scos husa de pe el și bam, cine e? Hop, surprise, motherfucker! Da. Că noi plecăm de aici, de la Carrefour, și îi pui și o sacoșă la găț de ăla, de război, da, electronic. Mirage 2000. Cine a folosit Mirage 2000? Păi francezii, în primul rând, și ei și-au făcut pentru nevoile lor foarte multe avioane și când au scos Rafale-ul... Cam toate le-au făcut pentru nevoile lor francezii. Sunt, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte suedezi, că ei au făcut ce avem noi nevoie și apoi, beneficiind de statutul ăsta de superputere nucleară, nu știu, putere nucleară, superputere regională, nu știu, putere imperialistă, că aveau și colonii, și astea au exportat pe unde au exportat. Da, deci cine are Mirage 2000? Grecia, Taiwanul, Kuwaitul, Egipt, India, Peru, nu, Qatar. UAE, care cred că renunță, știi, citisem iarăși recent că Grecia ar fi ajuns la un acord cu Emiratele să preia alea, care sunt unele dintre cele mai moderne variante de Mirage 2000, astea ale arăbeților. Da. Și da, a exportat și pe unde s-a putut, dar 600 de bucăți este un număr foarte mare, nu mare pentru nivelul ăsta, pentru că Mirage a fost produs, Mirage 2000, până acum vreo 10-15 ani parcă s-a aflat în producție, sau mai puțin, până acum vreo 10 ani, cam așa. Adică este un avion modern, este un avion recent, nu este un F-16 AB din produs în anii 80. El s-a produs prin anii, da, a început. Da. Dar 600 de bucăți este un număr mai mult decât decent. Nu e rău. Cu siguranță cei de la Dassault n-au ieșit pe minus la 600 de bucăți. Și nici probleme. Cred că pentru atâtea avioane a existat interesul din partea diferiților clienți. Cu siguranță, dacă venea cineva și zicea vrem 200 de Mirage 2000, erau, iată, fabricăm, cum să nu. Plus, achiziția de obicei implică și foarte multă politică. Și atunci, da. Mirage sau Dassault este pentru țările care nu vor să cumpere de la ruși și nici nu vor să cumpere de la americani. Da, și da, e cumva... Gripen și Dassault, da. Plus că francezii o vându la toată lumea, nu e interesat de drepturile omului sau de alte lucruri. Vreți arme? Vreți. Irachienii vor să construiască reactor nuclear? Le facem noi. Hai că ne descurcăm, exact, și apoi le dăm israelienilor niște miraje din ăla transformat în kfir ca să-l bubuie cu niște rachete de producție franceză. Glumesc că nu s-a întâmplat așa, dar putea să fie un scenariu. Da. Sau cu englezii aveau Exocet Harpoon, vor și argentinenii, nicio problemă, le dăm și... Da, exact. Și...
Na. Plus toate variantele. Am văzut Mirajul 2000N de nuclear, care între timp a fost în serviciu și misiunea a fost preluată de Rafale cu ASMPA. Da. Ceea ce era de așteptat să facă pasul ăsta. Da. Bun, unde suntem aici? Ce părere avem despre vehiculele astea, despre care eu nu știu ce vehicule sunt? Deci, Horațiu, ce părere ai despre vehiculele astea? Mă, n-am auzit de ele până acum. Iată. Deci, cineva ne-a prins în off-side. Păi și ce? România vrea de-astea? Ah, franțuzești. Că acum mă uit. Atelier de construcție mecanic de l'Atlantic. Also known as ACMAT. Da, eu n-am nicio idee și n-aș vrea să vorbesc despre ceva ce n-am nicio idee. Bun, hai să mergem mai... Totul a făcut, de la camioane până la miliție, până la tot și greu de știut toate. Da. Grecia are armată foarte puternică. Bine. Uite, nu știu, ești grec? Amice? Amice grec, ești grec? Da, are o armată foarte puternică. Melei sau... Da, cer să dau scroll printre comentarii ca să pot să ajung la cele care sunt interesante. Asta e linkul pe care l-am pus eu. Bun, au mai fost bătălii mari, dar nu, n-au fost așa mari. Și au fost în anii 60, adică exact ce am zis, în ultimii 70 de ani. Bine, am exagerat, în ultimii 60 de ani n-ai mai avut astfel de bătălii mari, că s-au schimbat conflictele. TR-85 e considerat cel mai rablă tank din lume? Nu, asta este o tâmpenie. Da, este o tâmpenie. Cine face clasamentele astea și face categoria cea mai rablă? Hai să avem totuși un discurs mai elevat, nu? Da. Rablă și cu sicrie zburătoare. Tankul nu e foarte bun, dar e ce avem și cu tactici dezvoltate și cu utilizare deșteaptă, poți să faci și el să meargă până când achiziționăm ceva mai bun. Dar orice tank pe care l-ai, trebuie să știi să-l operezi și să-l integrezi. Poți să ai tu cea mai bijuterie de chestie, dacă trimiți tankul singur, că nu vrei să trimiți infanteria, că n-ai cooperare, așa, tot o să ți-l bubuie. Vezi Turcia cu Leopard 2A4 sau Irakul cu Abrams, că le bubuiau și le furau ăștia statul islamic. ISIS-ul, da, pisicul vrea și el, că tot aici ajung. Nu dau un pisic, dau un birou ca să se sperie și să fugă. Deci să știți că nu agresez, nu mă apuc să bat pisicul terorist. Dau aici în birou că fuge și pleacă și face dezordine prin alte camere. Nu în studio. Este foarte tare acest tip care nu cred că înțelege nimic din discuția noastră. Dar nu știu cum se zice. Calamachia, nu știu. Zakynthos, nu știu cum se zice. Mersi. Efharishto. Da, ok, bine, că știi tu. Știam din alea cu bună dimineața și bună seara, dar nici alea nu mai știu. N-am mai fost de mult în Grecia. În fine, nu. Da, nu, e asta cu ungurii. Știu și ei, mă. Asta este o altă discuție, că noi știm mai bine decât ce știu ungurii despre produsele lor. Nu, în Ungaria, cu toată presa care este controlată de autoritățile centrale, oamenii sunt foarte critici la adresa Gripen și la adresa aviației grecești. În momentul în care a fost povestea cu drona aia care a pocnit și a căzut în Zagreb, au fost extrem de multe întrebări care s-au pus în Ungaria la nivel public și rețineți că în Ungaria nu mai există presă independentă. Absolut totul este controlat de guvernul lui Orban.
Și au fost întrebări puse referitor la capacitatea de reacție a forțelor aeriene maghiare, dacă ele pot să decoleze pentru o țintă văzută pe radar, să o intercepteze și eventual să o doboare. Și apoi la nivelul de pregătire, și au fost discuții, le-am citit, inclusiv despre numărul de ore de zbor, s-au reluat incidentele alea din 2015-2016 când au dat cu alea două gripă în depământ pe motiv de pregătire, nu pe motiv de probleme tehnice. Și se vorbește inclusiv despre avion, care este în leasing, este ajuns să fie destul de, nu neapărat vechiut, dar hai să zicem matur, și nu este folosit la adevărata lui valoare. Acum că ei au semnat contractul ăla pentru două cisterne, este iarăși o întrebare care se pune: ce fac ăștia cu avioane de realimentare în aer pentru teritoriul unui județ din România? Exagerez, dar ați înțeles ideea. Adică asta cu ungurii care zic că ei au cea mai tare nu e deloc adevărată. Noi credem că ungurii zic despre ei că sunt cei mai tari. Este o chestie din asta. Și probabil că și ei cred că noi credem că suntem cei mai tari. Și eu, dacă ne punem față în față la o masă să discutăm, o să avem niște surprize plăcute, apropo de nivelul de realism pe care l-au ambele națiuni. Artileria ar trebui reformată complet. Acum conflictul din Ucraina era șansa noastră să le dăm obuzierele. Da. Și să primim de la americani, zici, să ajungem și noi să mergem pe ideea aia de dotare mai compatibil cu standarde NATO, că noi dacă mergem într-un război și începem să tragem și rămânem fără muniție, nu te poți duce la american și zici, băi, dă-mi un pic de, dă-mi un încărcător de AK, stai că nu vreau. Da, exact. Da, n-ai ce să faci dacă te duci într-un război. Noi nu avem ce. Folosești și rezervele pe care le ai și apoi te la aviație avem chestii NATO. Da. Avem chestii NATO. Da, nu, dar apropo de artilerie, de infanterie până la urmă. Da, exact, te duci cu PM, model, oricât ar fi el, și apoi ce? Și gândește-te ce stocuri de muniție de 152 mm avem, de puteam să le dăm ucrainienilor și noi n-am dat nimica muniție de PM. Da. Din cât a fost anunțat, din câte știm, dacă s-a dat. Dar cred că mi-a APN-ul nostru, dacă dădea ceva, zicea ca să-și facă PR bun. În fine. Da, nu știu, mi se pare, din punctul meu de vedere, e un mister ce se întâmplă cu ajutorul pe care îl dăm și nu îl dăm Ucrainei, pentru că noi suntem cei mai tăcuți din punctul ăsta de vedere, pentru că ungurii, ei au zis clar, noi nu dăm să moară, să facă, să dragă. Noi suntem ăia care... noi nu trebuie să vorbim, noi nu știu ce, dar pe de altă parte, ucrainienii de fiecare dată au zis: România, aliat super tare, ne ajută super mult, România tace și face, cam asta este comunicarea dinspre Ucraina. Și de aia, nu știu, poate când o să termina nebunia și nu o să avem, whatever avem noi aici la nivel guvernamental, de ce nu facem lucrurile astea publice, o să aflăm că, de fapt, România a dat și de mii de tancuri T-55, toate pobuzierele, toate munițiile, tot ce am avut. Și că de fapt alea, muniția românească, știi, ca în bancul ăla cu pe turnul Eiffel scrie mai made in Reșița pe toate plăcile alea. La fel, pe toate tancurile pocnite de ăștia era o buziere pe care s-a donat de România. Cu plăcere. Da. Dorel plus cine Maria. Exact, da, poate o să aflăm chestii de genul ăsta. Să revenim, ca să nu rămânem într-o notă acră. Pentru mine și pentru Marius și pentru toți, cred că e cel mai important ca noi să oferim ajutor. Nu să aflăm în presă, dar ce știm noi la momentul acesta, că polonezii au declarat că li s-au subtilizat, s-au evaporat 250 de tancuri și au ajuns pe teritoriul ucrainean, dar nu știu nici ei cum. După aia. Acum, din ce știm noi, România a dat foarte puțin. M-aș bucura foarte mult să greșesc și să nu fie adevărat, dar noi să fim ajutat foarte mult. Și contează că dacă am ajutat, nu contează dacă s-a anunțat în presă sau nu. Contează dacă s-a ajutat. Noi vorbim de ce știm acum.
Da. Și de ce e public? Așa, și dacă o să aflăm pe surse, presupunând că am avea noi surse din astea care să ne dea, să ne dezvăluie secretele războiului din Ucraina, la fel, nu poți să zici că nu te bazezi pe mai nimic din acest punct de vedere. Poate vom afla, poate o să se facă public la un moment dat, când o să se liniștească astea și o să sărbătorim cu toții ziua victoriei, o să fie bine. Calimera, calispera, asta știam și eu. Mersi, mersi mult de tot. Uite, fratele de Zakynthos aici. Mersi. Da, se zbura dramatic de puțin la unguri. Am înțeles că au mai rezolvat parțial problema asta, așa cum se zbura și la noi, adică să nu, iarăși, să nu cădem în extrema aialaltă, că și noi am avut, din câte știu, nu mai avem în ultimii ani, dar am avut piloți care aveau 5 ore pe an, 8 ore pe an, 12 ore pe an. Adică nu era doar la ei, era și la ei, aviația militară a fost subfinanțată crunt. Și astea sunt rezultatele, din păcate. Mai vrea să intre cineva cu noi live sau? Nu, no, absolut nimeni. Aia e, încep să mă obișnuiesc cu ideea că nu vrea nimeni. Da, uite, poate să alimenteze benzinăriile. Da, dar uite că ei au luat și n-au, e, asta vorbeam la despre drone, da, despre capacitatea de a ataca, de strike, pentru că în principal drona ca echipament militar este folosită sau ar trebui folosită pentru misiuni de culegere de informații, de război electronic, cam pe segmentul ăla este cea mai utilă. Dar dacă ai și opțiunea de strike, poți să folosești strike, este un asset în plus. Cam așa e și cu Embraerele ungurilor. Că ele, la bază, vor fi folosite ca avioane de transport. Sunt noile Antonovuri ale lor. Noile ANE, nu știu care erau. 26, da, alea exact pe care le-au scos. Dar au și capacitatea de a realimenta în aer și cu siguranță o să-și certifice niște oameni. Piloții sunt certificați că piloții de Gripen fac și exercițiile de realimentare, NATO la, realimentare în aer la nivel NATO cu avioanele, cu cisternele alea, cu pâlnia, pentru că sunt două sisteme de realimentare. Să zicem, da. Nu știu cum îi zice, bucket sau habar n-am cum îi zice. Hose and drogue, că ai furtun și ai acea mică parașută, drogue shoot, care stabilizează furtunul și tu un receptacle. Da. Ceea ce au ăștia, exact, și F-16 la noi are ăla cu aripioare. Da, boom. And care este sistemul celălalt, că intră undeva în cocoașă, în spatele carlingii, intră realimentare. Da, deci fac și ei asta, cu siguranță o să țină și mi se pare o chestie foarte interesantă. Acum rămâne de văzut cât o să-și poată certifica oamenii și cât de eficienți vor fi în folosirea lor. Dar e super interesant. Uite, o chestie, dacă tot am atins asta foarte scurt, F-16-urile românești pot alimenta în principiu doar de la tankere americane. KC-35, KC-10, KC-46, nou Pegasus. Pentru că cu boom, ăștia singurii din zona asta, mai au australienii pe A330 MRTT, dar cam atât. În rest, ce au ungurii, au și toți utilizatorii de Eurofighter și da. US Navy și US Marine Corps. Ei au avioanele cu sistemul ăsta de realimentare. Poți să ai și body refueling system. Pe Tornado ai un container de realimentare în aer cu care realimentezi alte tornadori. Deci ei sunt cam în categoria asta. Și până acum nu erau atât de mulți oameni care îți puteau da benzină în Europa. Trebuia tot să dai peste niște americani care duceau containere pe lângă Tisha, pe lângă boom. Dar acum cu flota de A330 MRTT, mai ales asta pusă la grămadă în cadrul NATO, e într-adevăr ciudată alegerea lor, când puteau foarte bine să participe la programul ăsta NATO și să împartă cum participă la programul C-17. Dar sigur au motiva lor și au făcut niște calcule și, cum ai spus și tu, avionul este de transport aerian cu capacitate secundară de realimentare în aer, care totuși pentru a fi
validă, trebuie exersată destul de des, adică nu e chiar nu e chiar fără costuri. Și pe echipajul avionului cisternă trebuie pregătit foarte bine pentru aceste misiuni, nu doar pilotul fighterului care realimentează și care trebuie să nimerească coșul acolo. Da. Să vine el să dea la țintă. Nu o să vedem Lancer zburând nici în dragi, nici în mai puțin dragi deasupra Kievului. Nici acum, nici peste câteva luni și nici peste câțiva ani. Este ca banc de radio Erevan, știi? În principiu da, dar practic va fi câmpia turzii și nu va fi. Apropo de Lancer, că am tot zis că o să vorbim la un moment dat, săptămâna viitoare o să avem niște podcasturi înregistrate. O să fac și treaba asta ca să arate mai bine. Tocmai ce a zis domnul tovarăș general șef al armatei, că MiG-21 Lancer va fi retras peste un an de zile. Deci ce v-am zis eu pe Facebook acum aproape o lună, că the story isn't over, povestea nu s-a încheiat cu MiG-21 în România. Povestea nu s-a încheiat cu MiG-21 în România. Imediat ce o să devină formal, o să se formalizeze treaba asta, o să vorbim aici și o să vă dau niște detalii de interior despre ce s-a întâmplat, de ce au fost oprite de la zbor și de ce reiau zborul și pentru ce și pentru cum. Dar nu exact ce v-am zis, ce povesteau alții cu mersul în Ucraina, cu donat, cu astea, simple fantezii, nu se întâmplă așa ceva. Americanii sunt americani, au bani să întrețină. Ok, vorbim de Lynx acum? Așa. Noi vorbim doar în... Uite că vorbim și noi cu tine, Alin. Combinația de firme din spatele Lynx. Bă, dar e bine că aveți și voi discuții separate pe care eu cumva le-am ratat. Am ratat pentru că am trecut mult în diagonală pe secțiunea de comentarii. Am trecut peste comentariile alea de cine ne conduce, ce face armata română, ce nu știu ce, cine luptă pentru România. Na, pare că am mai pierdut dintre ele. Mai, da. Dar, pe de altă parte, avem 2 ore și un sfert. Deci o să încheiem cât de curând. Da, și eu mai am 10 minute de... Da. Da, da. Da. Dacă vrei tu să-l anticipezi, da, așa o să fie. Sau a revenit, că na, o să-l punem la trecut după ce revine și formal. Dar da, așa cum am mai zis, asta este ce se va întâmpla în viitorul imediat în România. Apropo de ce ziceau alți lăutari despre MiG-21. În fine, ne oprim și noi, we call it a night. Da, uite, avem 100 de like-uri, nu știu dacă pot să văd. Eu văd 99. În fine, dați și voi un like când ieșiți la plecare, știi cum e când saluți gazda și te ții la revedere, dați un like acolo când vă încălțați și plecați, vă luați gecuța pe voi. Mulțumim mult că ați fost alături de noi. Sper că ați aflat niște chestii interesante. O să mai avem emisiuni pe tema BSDA targetate pe anumite segmente de acolo. Apropo, discuția despre drone, discuția despre F-35, ăla cu cocardele românești și așa, și toate nebuniile, despre Black Hawk. Deci o să mai avem, o să mai fie discuții. Da. Prima dată când am văzut machete de F-16 cu cocarde a fost Royas 2006 într-un cort. Da. Dar au avut și la BSDA prin 2012-13 ceva, ori înainte să semneze, ori imediat după. Că de-aia zic, mi se pare că este așa o chestie pe care am mai văzut-o, un scenariu pe care l-am mai văzut. Vine machetuța cu cocarde un deceniu mai târziu, vezi și avionul carne și oase. Te întreabă Optic Arme de asalt. Măi, nu cred că o să avem chiar analiză asupra lor, dar putem prezenta poze cu ce au fost la BSDA. Mm-hmm. E greu acum să intrăm
na, și să comparăm și să, și dacă nu știm caietul de sarcini, noi putem să vorbim aici, dar ce e important pentru armata română, nu știm. Da, și întreaga, da, întreaga telenovelă cu vine are X, nu vine are X, uite are X, nu e are X, chestii. Dar putem să să vorbim, să încercăm să vorbim și despre subiectul ăsta. Dragilor, mulțumim mult că ați fost alături de noi, ați rezistat 2 ore și ceva de discuții și am fost tot timpul jur de 100 sau chiar peste 100 de oameni pe live, ceea ce îmi dă speranțe că nu vă plictisim foarte tare. Mulțumim mult și continuăm discuțiile, să știți, în momentul în care o să putem să avem live-urile astea, pentru că ați văzut că trebuie să ne setăm, să nu mai fie și forațiu din Bentley, să vină și el ca oamenii normal din penthouse-ul său pe care îl are, dintr-una din cele 45 de camere ale vilei sale. Da. Dar mai facem, că ne place și vouă vă place și na, e bine. Mulțumim mult că ați fost alături de noi și ne auzim, cât se poate de curând cu noi și noi subiecte. Da. Noapte bună!